26 din 23 aprilie a fost convocat pentru astăzi în ședința ordinară 26 aprilie ora 9. Din consultarea condiției de prezență rezultă că din cei 17 consilieri în funcție sunt prezenți toți. Aș dori să întreb pe domnul consilier dacă au primit materialele de ședință care vor fi supuse pe dezbatere astăzi. Da. Domnule președinte, vă rog să spuneți spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară, transmis în data de 5 aprilie 2018. Dacă s-a studiat procesul verbal de la ședința anterioară din 4 aprilie 2018, discuții dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, supuneți spre aprobare. Cine este pentru? 17 consilieri. Da. Invităm pe domnul primar să prezinte ordinea de zi a ședinței cu suplimentarea unui punct care v-a fost pus la dispoziție astăzi înainte de ședință. Da. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local din data de 28 aprilie 2018, ora 9. Deci avem pe ordinea de zi 15 puncte și vă supun spre analiză și aprobare încă un punct care dumneavoastră l-ați avut spre discuții la ședințele de comisii. Vorba despre completarea inventarierii domeniului public în conformitate cu legea, cu hotărârea Consiliului Local numărul 2/2001. Dacă aveți discuții cu privire la acest subiect, ar fi al 16-lea subiect pe ordinea de zi. Nu sunt discuții. Trecem la vot. Să-l aprobăm al 16-lea punct pe ordinea de zi. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Suplimentarea ordinei de zi. Trecem la punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dofteana. Domnul primar, domnul secretar de interior. Se propune transformarea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa 1, grad profesional debutant, ID post 212477, în inspector clasa 1, grad profesional principal din cadrul biroului contabilitate salarizare. Deci în baza unui referat a doamnei șef birou contabilitate Aurica Pintilie, prin care a propus transformarea acestui post vacant, vă spunem spre aprobare și dumneavoastră. Discuții dacă sunt. Comisia juridică 5 voturi pentru, vot favorabil. Trecem la vot. Voturi pentru. Abțineri, împotrivă, 17 voturi pentru. Punctul numărul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a suprafeței de 28,21 m pătrați din cadrul Centrului Multifuncțional Dofteana, conform regulamentului aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 23 pe 2014. Da. Se propune închirierea prin licitație publică a suprafeței de 28,21 m² din cadrul Centrului Cultural Multifuncțional Dofteana, în baza regulamentului aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 23 din 2014. Se propune ca prețul de pornire la licitație publică să fie de 5,25 euro metru pătrat pe lună. Se propune aprobarea documentației de atribuire, caiet de sarcini, formular de ofertă și modelul contractului de închiriere întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Dofteana, Biroul Management Proiecte. Contractul de închiriere va respecta prevederile contractului cadru prevăzut în anexa numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 23 pe 2014. Da, este vorba despre cabinetul medical al doamnei doctor Mihaela Bucur, care dumnea ei a fost în chirie, s-a expirat contractul și în aceste condiții ne solicită în continuare. Deci s-a încheiat contractul, s-a respecta prevederile legale și la ora actuală solicită închirierea iarăși aceleași spațiu de 28,21 m² cu 5,25 euro pe lună. Practic se va respecta prevederile legale
cu privire la închiriere, se va lua caietul de sarcin și la licitație poate să ridice și acest preț și de la 5,25 mai sus. Dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt pe marginea acestui proiect. Comisia juridică, aviz favorabil, 5 voturi pentru. Trecem la voturi pentru. Abțineri, împotrivă. 17 voturi pentru. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local cu suma de 40 de lei pentru fiecare veteran și văduvă de veteran de război în vederea organizării în data de 17 mai 2018 a Zilei Eroilor. Pentru organizarea în data de 17 mai 2018 a Zilei Eroilor, primarul Comunei Doftane propune următoarele măsuri. Mobilizarea tuturor școlilor din comună pentru a pregăti scurte programe artistice în cinstea acestei sărbători. Mobilizarea tuturor cadrelor didactice în vederea participării cu coroane de flori la monument. Participarea la manifestare și depunerea coroanelor de flori de către toate instituțiile de bază din comună. Invitații adresate preoților din comuna Doftana, precum și a oficia slujba de pomenire a eroilor căzuți pe câmpurile de luptă. Participarea tuturor consilierilor la Consiliul Local Doftana în vederea bunei desfășurări acestei manifestări. Finanțarea de la bugetul local cu suma de 40 de lei pentru fiecare veteran de război și văduvă de veteran de război conform tabelului anexat. Deci mai avem 37 de persoane veterani și văduve după veterani de război, dar din rândul bărbaților sunt trei persoane. Așa prevede legea, lucrul acesta vă propun, 40 de lei, niciodată, dacă mi-amintesc, nu am dat, 40 de lei pentru acest eveniment, dar vă pun spre analiză și aprobare, întrucât ați aprobat și la construirea bugetului sume pentru veteranii de război. Și dacă aveți discuții sau alte propuneri dumneavoastră. Discuții, dacă sunt. Domnul Marinescu. Domnul primar, am o rugăminte și eu, nu s-ar putea să faceți suma rostul dumneavoastră. Deci, nu mi-i dați 4 hârtii, dați una de 50 din 50. N-am înțeles. Să faceți suma rotundă, deci la 400 să fie hârtii din 50. Am o propunere. Asta e propunerea dumneavoastră. Dacă puteți, poate poate să fie 5 hârtii de sub. Nu, dar omului să cumpărăm mai mult. Alte propuneri. Păi mai mult să cumpăr când dai 4 în loc de una. Alte propuneri. Domnul consilier, uitați, eu vă dau răspuns imediat pe loc. La construirea bugetului dumneavoastră nu ați venit cu niciun fel de propunere. Noi, pentru activități culturale și pentru veterani de război, atunci, într-un capitol pe care dumneavoastră l-ați primit, pe tabletă, în materialul de ședință, ați primit această propunere, la momentul respectiv, cu bugetul. De ce n-ați venit atunci? Spune, domnul primar, vă rog să majorați această sumă pentru că să fie o hârtie de 50 de lei, așa cum a spus dumneavoastră. La buget erați prezent? Da. Și de unde aș putea să iau aceste sume de bani? Am zis, dacă se poate. Păi nu, dar dumneavoastră sunteți consilier de 10 ani, trebuie să aveți experiența asta, să știți de unde se poate. Dacă ne mai dă doamna Tudorica Lungu, domnul Ionel Palăr de la formațiunea dumneavoastră, noi putem suplimenta oricând, să știți. Și așa nu a aprobat bugetul, nu a aprobat legea 150 de salarizării. În aceste condiții, poate măcar așa vin ei cu propunere și ne suplimentează bugetul. Vă rog să faceți propunerea acum. Da, altcineva. Dacă mai sunt și alte discuții, alte propuneri. Atunci trecem la vot. Și Comisia de Buget a fost favorabil. Supunem la vot armele de propuneri, nu, doamna secretară? Spuneți la vot prima propunere cu 40 de lei și după aia doua propunere. Cine este pentru propunerea cu 40 de lei pentru organizarea Zilei Eroilor? 40 de lei pentru fiecare veteran de război. Abțineri? Împotrivă? Să răzgândim. Deci la punctul numărul 4, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență în sumă de 5.000 de lei familiei Stângaciu Monica Maricica de satul Ștefan Vodă, comuna Dofteana, județul Bacău.
Da, se propune acordarea unui ajutor de urgență, sumă de 5.000 de lei, familiei Stângaciu Monica Maricica, din satul Ștefan Vodă, comuna Dofteana, județul Bacău, pentru refacerea locuinței, ca urmare a incendiului din data de 26 martie 2018, confirmat în baza procesului verbal de intervenție numărul 54 din 26 martie 2018, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, sub unitate de pompieri Onești, prin care se stabilește pagubile produse. Cu toții știm că acești domni, deci doamna Stângaciu Monica, de pe Ștefan Vodă, au avut un caz nefericit pe data 25 martie, casa i-a luat foc și au rămas 5 copii, inclusiv părinții, în stradă. Bineînțeles, la acel moment am intervenit și am sprijinit până astăzi, fără aprobarea Consiliului Local, pentru că a fost în regim de urgență. Am trimis 50 de cod de tablă, da? Am trimis elemente de construcție, apelând la domnul Matei și cu această ocazie și mulțumesc frumos. Am trimis câteva mașini de sort, 7-8 până în 10 mașini de sort, până astăzi. Bineînțeles, vreau să iau aprobarea dumneavoastră și în continuare, în baza sumei pe care o aprobați dumneavoastră astăzi, voi achita materiale de construcții. Iar am participat cu beneficiarii legii 416 la demolarea din resturile ce au mai rămas de la locuința respectivă. Un ONG din zona Bârsănești, dacă zic bine, s-au implicat, au adunat și unele sume de bani, s-au apucat, au turnat fundația, s-au apucat și la zădărie. Da? Da. Inclusiv cetățeni din localitatea noastră, voluntari, care să sperăm că îi vom reface locuința luna viitoare. Dacă aveți discuții pe baza acestui. Dacă sunt discuții referitoare la, la această situație, nu sunt, atunci trecem la vot. Comisia de învățământ favorabil. Trecem la vot. Voturi pentru. Abțineri? Împotrivă? 17 pentru. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind inițierea de măsurilor pentru finanțarea din venituri proprii, piața zonală, a cheltuielilor necesare reabilitării terenului din spatele gării Dofteana destinat târgului săptămânal de cereale. Da, știți destul de bine, târgul săptămânal de cereale din spatele gării a fost trecut și este trecut în inventariere domeniului public. Suntem proprietari pe această suprafață de teren. Desfășurăm activitatea târgului săptămânal de cereale în fiecare marți și odată pe lună târgul de cai, ultima duminică, dacă o să vine din fiecare lună. Terenul a devenit impracticabil în urma zăpezilor din această iarnă. Au rămas mașini, formulite, mai multe lucruri s-au întâmplat neplăcute acolo. Am hotărât, dar încă nu avem sumele necesare, pentru că nu știm câtă valoare va fi. Dar și-a pus viza aici directorul economic. Lucrarea va fi achitată din bugetul local al primăriei Dofteana, din încasările de la piață. Știți, anul trecut am încasat la piață, ne-a mai rămas și niște bani, am trecut în excedent. Cu excedentul respectiv am achiziționat scaunele de la Căminul Puieț, frigiderele și vitrinele frigorifice de la piața Dofteana, cântarele de la piața Dofteana, iar acum, probabil, banii ăștia care îi vom avea și îi vom colecta anul acesta din piață, îi vom investi. Cum? Se va pune un strat mai gros de 15 cm de balast, apoi piatră concasată cu nisip și ultimul strat va fi cu piatră concasată fără nisip. Când vom avea posibilitatea să betonăm, vom betona. Dar până atunci trebuie să facem de așa natură ca acel teren să fie practicat. Dacă aveți discuții. Discuții referitoare la acest proiect de hotărâre? Supune la vot. Votul pentru? Avizul comisiei. Aviz favorabil. Aviz favorabil comisiei. Votul pentru? Abțineri? Împotrivă? 17 voturi pentru. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru organizarea evenimentului Zilele Comunei Dofteana 2018 prin susținerea finanțării suplimentare în conformitate cu prevederile articolului 1
alineatul 1 și 2, articolului 4, alineatul 1, litera A și B, din legea numărul 32/1994 privind sponsorizarea. Da. Se propune inițierea procedurilor pentru organizarea evenimentului Zile Comunei Dofteana 2018 prin susținerea finanțării suplimentare în conformitate cu prevederea articolului 1, 2 din legea 32/1994 privind sponsorizarea. Se propune împuternicirea primarului Comunei Dofteana pentru semnarea contractelor de sponsorizare care vor fi încheiate în formă scrisă cu specificarea obiectivului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor, obligațiilor părților. Deci, așa cum am procedat în anul 2017, vă propun spre analiză și aprobare. Zilele Doftene, noi am hotărât să le facem la fel cum le-am făcut anul trecut, zile de vineri, sâmbătă și duminică, da? Primele zile din luna lui septembrie, ce cu data din 1, cred, da. Weekendul respectiv. Așa? Nu putem să vă spunem o valoare pentru că nu avem de unde să o știm, dar în schimb vă supunem spre analiză și aprobare încheierea contractului de sponsorizare și când vom constitui un buget, deci sume de bani care se vor aduna din întreaga localitate la persoane fizice sau juridice sau alți binefăcători, noi vom avea un buget, venim și noi cu bugetul nostru din bugetul local așa cum l-ați aprobat la începutul anului și atunci vom vedea ce sume vor fi cheltuite și vom aproba bugetul respectiv. Acum, numai ca și dată, aprobăm și faptul că mă împuternicesc să semnez acele contracte de sponsorizare. Dacă aveți discuții. Discuții, dacă sunt. Comisia, dat aviz. Comisia buget, aviz favorabil. Trecem la vot. Voturi pentru. Abțineri. Împotrivă. 17 voturi. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale a unei sume cu titlul de amendă a unui contribuabil decedat, Banu Gheorghe Viorel. Da. În baza certificatului de deces, numărul din data de 27 martie 2008, în sumă de 95 de lei conform tabelului anexat. Știți destul de bine, ne permite legea cu aprobarea Consiliului Local procesele verbale de contravenție a celor persoane care au trecut la cele veșnice, avem dreptul de lege ca să discutim. Da, și bine. Dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt. Comisia învățământ. Favorabil. Trecem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. 17 voturi pentru. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local cu alocarea sumei estimative de 25.000 de lei în vederea realizării lucrării de placare cu marmură a suprafeței de 180 de metri pătrați, a pardoseala la Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, Parohia 1 Dofteana. Da. N-aș mai da citire proiectului de hotărâre, pentru că v-a citit colegul la președintele de comisie și președință. Aș vrea să vă dau următoarele explicații. Urmă cu mulți ani, 4 ani sau nu știu dacă sunt mai mulți, Consiliul Local Dofteana a aprobat achiziția de marmură adusă din Italia pentru Biserica Adormirea Maicii Domnului Dofteana, acolo unde este păstorită de preotul David Isachi. A stat stocată până în prezent acolo, iar în urma unei discuții avute cu o firmă din localitatea noastră, am ajuns la înțelegerea să execute această lucrare. Dumnealor ne-au cerut 3.000 de euro, cu tot cu TVA. Deci numai pentru manoperă. Nu am avut experiența necesară să vă spun că numai acei 3.000 de euro ar fi de folos și nu mai trebuie și alte materiale. Pentru că materiale pentru a aplica marmura e 337 de lei, aproape 40 de lei, numai un sac de ăla de aplicat. Și avem 94 de milioane, 95 de milioane, numai manopere. Deja ne-am apucat de prea. Plus tratamentul marmurii respective care vine pusă pe jos pentru a nu suge apă, pentru a nu se prinde ceară, pe ea a trebuit un tratament de, vă vorbesc în bani vechi, de 12 milioane, deci 1200 de lei. În total, depășește suma care v-am propus un proiect de hotărâre de 250.000, se duce 265 până în 270. Vă propun spre analiză și aprobare 270 de milioane în bani vechi, care noi demonstrăm cu factura care ne-a emis-o firma ceea ce au aplicat marmura respectivă, factura care a emis-o
cei ce ne-au adus, au făcut o comandă pe internet și au adus tratamentul respectiv, plus materialele care au intrat. Acolo trebuiește siliconat, acolo trebuiește chituit așa cum trebuie, chit special, toate sunt scumpe. Da, s-a făcut începând cu privorul, biserica, Sfântul Altar și veșmântarul. Tot ceea ce există acolo, inclusiv șapa autonivelantă. Cheltuielile s-au ridicat un pic, dar am finalizat lucrarea. Vă supun spre analiză și aprobare, trebuia să o facem, dar am făcut totuși o economie din marmura respectivă, ne va ajunge să punem și în Sfântul Altar la Biserica Nouă pe care o construim la Parohia Doioftena. Deci facem o economie, ce am cumpărat acum cu mulți ani urmă și am asigurat și transportul. În condițiile astea, o parte din marmura respectivă vom face Sfânta Masă în Biserica Sfântul Efrem, unde construim acum nouă, și deci Sfânta Masă și Sfântul Altar care vor fi îmbrăcate în marmură. Dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt. Deci, Adresul Comisiei Buget. Deci din sumele pe care noi le-am alocat la construirea bugetului pentru construirea bisericii plus sprijinul la celelalte biserici, deci de acolo vom face economii la Biserica Nouă. Noi voiam să construim un altar de vară, dar cred că renunțăm, e posibil să renunțăm la altarul de vară și am făcut interiorul bisericii în modul ăsta. Altarul de vară poate mai așteaptă un pic. Dacă vor fi alte posibilități în cursul anului 2018, vom construi și altarul de vară. Dacă nu, mergem așa și o construim în următoarea. Dacă aveți discuții. Comisia dată de favorabil. Deci pentru 27. Voturi pentru? Abțineri? Împotrivă? 17 voturi pentru. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției Consiliului Local Dofteana la finanțarea activității de asistență socială de protecție a copilului și a persoanelor adulte cu handicap în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap. Da. A studiat astfel materiale, Consiliul Județean Bacău a dat o hotărâre, prin care și noi suntem parte, venim cu 35% la persoanele care sunt cu dezabilități, persoane cu grad de handicap. Asta se produce în fiecare an, lucrurile acestea, deci dumnealor vin cu o anumită finanțare și vine și noi bugetul local, de la bugetul local, cu o finanțare de 35%. Dacă aveți discuții. Comisia Învățământ. Vizcurabil. Discuții? Să punem la vot atunci. Voturi pentru? Abțineri? Împotrivă? 17 voturi pentru. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local în sumă de 1.500 de lei, reprezentând cotizația Asociației Celor Mai Frumoase Sate din România, aferentă anului 2018, precum și participarea domnului primar Ioan Bujor la acțiunile Asociației, care vor avea loc în acest an centenar, în perioada iulie-septembrie 2018. Da. Se propune finanțarea de la bugetul local în sumă de 1.500 de lei, reprezentând cotizația FSR, aferentă anului 2018, precum și participarea primarului Ioan Bujor în acțiunile asociației care vor avea loc în acest an centenar în perioada iulie-septembrie 2018. Vizita de studiu, schimb de experiență și expoziție așa a centenarului în Spania în luni de iulie 2018, din ceea ce văd aici. Ziua Satului Românesc, ediția 8-a, Muzeul Satului din București, august 2018. Lansarea aplicației Smartphone, cele mai frumoase sate din România, satele culturale ale României, septembrie 2018. Da, știți, facem parte din Asociația Celor Mai Frumoase Sate din România, avem niște obligații. Prima este obligația să asiguri cotizația și apoi celelalte evenimente ce stau la baza consolidării acestei asociații. Aș vrea să vă dau citire, să vedeți că noi totuși lucrăm. Comuna Dofteana a intrat în Asociația Celor Mai Frumoase Sate din România în baza unui proiect pe care noi l-am făcut sau mai multe proiecte care le-am făcut, atât culturale, artistice, date și obiceiuri pe care le avem noi în localitatea noastră și felul și modul cum arată localitatea noastră. Înfrumusețată, armonios, cu locuințe frumoase, instituții, așa cum vedeți, dumneavoastră. Și v-aș da citire unui document pe care îl avem și probabil dacă intrați pe internet sau ați intrat, îl vedeți și dumneavoastră. Și scrie aici, vineri, data de 30 martie 2018, Bacăul,
a găzduit la Muzeul de Științe ale Naturii Ioan Borcea, în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, evenimentul anual organizat de Asociația celor mai frumoase sate din România, care a constat în susținerea, jurizarea, decernarea plachetelor pentru titlul de sat cultural al României 2018, ediția a 5-a. Între finaliste și ulterior câștigătoare s-a aflat și Comuna Dofteană. Județul Bacău are 4 sate care se pot mândri că au intrat în Asociația celor mai frumoase sate din România, Ciugeș Palanca, Poiana Sărată, Oituz, Dofteana și Cașin, primele 3 fiind incluse în ghidul turistic. Însă doar Dofteana se poate mândri că a obținut mult răvnitul trofeu Sat Cultural al României 2018. Arătați-l, doamne. Deci acest trofeu a fost obținut de Comuna Dofteana, singura din județul Bacău. Da. Mai departe, aș da citire Satele Culturale al României 2018. Sunt 23 candidaturi. Sadu din județul Sibiu, Cor din județul Argeș, Vorona din județul Botoșani, Drăguș din județul Brașov, Gălăuța județul Harghita, Miroslava județul Iași, Moren județul Dâmbovița, Vălișoara județul Hunedoara, Țibănești județul Iași, Ruginasa județul Iași, satul Boholma, municipiul Târnăveni, județul Mureș, Țânțăreni, județul Gorj, Pădureni, județul Vaslui, Piscu, comuna Ciolpani, județul Ilfov, Recea, județul Mureș, Dofteana, județul Bacău și Țigănești, Republica Moldova. Deci din 23 de candidaturi ne-am încadrat în primele 17 și noi și suntem prima din județul Bacău. Satele culturale ale României este un program AFSR inițiat în ianuarie 2014 sub patronajul Ambasadei Franței în România cu scopul de a promova patrimoniul cultural al satului românesc. Satele, comunele din România primesc titlul de sat cultural al României 2018 după evaluarea și jurizarea candidaturilor depuse. Comunele candidate primesc acest titlu cu condiția să organizeze pe parcursul acestui an minimul 5 evenimente culturale, expoziții, festivaluri, concursuri, etc. în domeniul culturii, artei populare, gastronomiei, turismului cultural. Deci, vedeți, dumneavoastră, avem niște obligații, trebuie să organizăm 5 evenimente, printre care se numără și evenimentul eroilor, printre care se numără și zilele localității Dofteana. A fost un eveniment în momentul în care a venit jurizarea aici la noi, apoi am mers la Bacău și am obținut acest trofeu. Aș vrea să vă spun că nu mi-aparține mie, sau numai mie, ci și dumneavoastră, Consiliul Local, în special cetățenilor din localitatea noastră, care practică dating obiceiul și se prezintă aici la orice fel de eveniment, și, nu în ultimul rând, cetățenilor care își armonizează frumos locuințele, așa cum vedeți că arată garduri, porți și alte locuințe, peste totul. Asta am dat dovadă că suntem oameni gospodari. Și în acest fel, dacă vom continua, lucrurile vor merge cât se poate de bine. Dacă aveți și alte discuții. Dacă sunt discuții, atunci și pe confortul cotizația ANSR. Comisia de învățământ. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 17 voturi pentru. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre pentru abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 111 din 2017 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 1 din 2017 și modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Dofteana, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 2001. Da. Este vorba despre drumul din satul Cucuiți, de la Cojocaru până la Bujor Constantin, de 715 metri lungime, care s-a făcut o greșeală tehnică la redactarea inventarului domeniului public. Într-o rubrică trebuia să treacă suprafața, într-o rubrică trebuia să treacă lungimea. Datorită acestui fapt, abrogăm hotărârea Consiliului Local de la acel moment și dăm o nouă hotărâre să poată să corecteze din punct de vedere tehnic la ambele rubrici. Da? Deci, cu această ocazie vă pot informa că și săptămâna trecută am avut vizită în teren la acel drum, deci de la Cojocaru, până la Bujor Constantin.
Ni s-a cerut clarificări în termen de 5 zile, le-am dat, iar sper ca anul acesta să facă toate și procedurile de achiziție. N-aș putea să vă precizez că anul acesta se va putea lucra ceea ce nu cred, dar cred că anul viitor, 2019, se va lucra. Deci, din octombrie am așteptat până în luna 2 aprilie la vizită în teren. O durat atâtea luni de zile, proiecte sunt multe, de la Iași le-au mutat la Bacău, Bacău a venit, le-au verificat, au dat ok-ul și în termen de 2 săptămâni, asta înseamnă în termen de 15 zile după vizită în teren, vor merge la Afireș. Și de acolo vor începe celelalte proceduri. Dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt. Comisia juridică acordă aviz favorabil și își vot pentru. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 7. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind concesionarea pe licitație publică cu ofertă în plic situat a terenului suprafață de 5.800 m² din care 1.520 m² intravilan și 4.280 m² extravilan, situat în satul Cucuieț, comuna Dofteana, parte din domeniul public al comunei, punct Pat Petrol. Da. Dar totodată nu aveți dumneavoastră material acolo. La punctul numărul 2 se propune în baza studiului de oportunitate prevăzut la articolul numărul 1, aprobarea elaborării caietului de sarcini. Deci astăzi vă solicităm spre analiză și aprobare concesiunea suprafeței de 5.800 de metri pătrați în totalitate, da, dintre care 1.500 de metri pătrați intravilan, 4.280 de metri pătrați extravilan. Și vă punem spre analiză și aprobare valoarea concesiunii de 524 euro conform raportul de evaluare și expertiză anual. 524 euro anual și vă supunem spre aprobare 26 milioane. Da, e vorba de 24 milioane în bani vechi și nu știu că, dar de la valoarea asta se pleacă. Da, da, există o cerere, dar în schimb participanții trebuie să participe cel puțin 3 persoane juridice să poată să țină licitația. Da, și se pleacă de la 2.440 de lei, raportându-le la 524 de euro pe an. E vorba de terenul la Petrom, acolo lângă dizbenzinare, unde el este la rândul lui împrejmuit cu plăci de beton, care noi l-am primit de la Petrom. Petrom și-a desfășurat activitatea la încheierea activității lor, ne-a predat acest teren, nu mai plătește impozit pe el, dar în schimb noi suntem proprietari în baza unui contract, nu, în baza unui contract încheiat de protocol între Petrom și Unitatea Administrativă Teritorială, care noi i-am făcut un cadastru și suntem astăzi proprietari. Cineva a făcut o cerere, intenționează să concesioneze în vederea unui depozit de buște și, din câte am înțeles, să construiască o hală pentru un gare. Da. Documentația există aici, raportul de evaluare și expertiză există aici și în cererea făcută de dumnealor scrie destul de clar, își asumă responsabilitatea achitării tuturor cheltuielilor ce au stat la baza concesiunii. Deci raportul de evaluare și expertiză și toate cheltuielile care se fac. Dacă aveți discuții. Și o parte din teren este intravilan, o parte din teren este extravilan în zona respectivă. Discuții, da, dacă sunt. Comisia juridică aviz favorabil, 5 voturi pentru. Supune la vot. Cine este pentru? Abțineri? Potrivă? 17 voturi. Proiect de hotărâre privind analiza unor cereri care solicită pășune pentru anul 2018, precum și stabilirea unor reguli pentru pășunatul animalelor. Da. Se propune analiza unor cereri pentru stabilirea unor reguli pentru pășunatul animalelor pe terenul proprietăți private și pe terenul proprietatea Comunii Dofteana în anul 2018, cu respectarea prevederilor ordonanței numărul 34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18/1991, după cum urmează. Vă dau citire celor care au depus cereri deocamdată, dar cred că de acum nu știu dacă mă răpune cineva. Așa, și vă dau numele. Găburiș Nicolae din satul Ștefan Vodă, care solicită Părău Argelușa, Păisoaia, Coasta Cracului, Podișul Nedeș, Runcu Ifului. Cu 100 de oi, 100 de capre. Știți cine sunt. Albu David din satul Hădeac, Table Popici, 120 de oi. Merchez Gheorghiță.
din satul Larga, solicită pe Barcole, are 150 de oi. Nu mai trecut aici, dar el a venit și a împăcat vreo 200 și care are și cabre. A venit deja. Ioan Cepetru, din satul Hădea. Știți cine este? Are 52-20 de miei. I-am dat pe Larga, că acolo a fost și anul trecut pe Barcole, de faptul că nu avem în altă parte. Ferăstroara Aurel. Coasta Cărcăielii, Runcul Ifului, Păisoaia, 100 capre, 100 oi, 20 de mei. Moraru Antonică, la Pânca, 10 bovini. Ferăstroarul Clement, la Pânca, 100 oi. Și după întocmirea proiectului de hotărâre, a venit deaconul Daniel, care solicită 20 de bovini, 20 de animale. O depus o cerere după ce am încheiat proiectul de hotărâre. Și este deci a 8-a cerere, așa. Da, se propune interzicerea pășunatului pe proprietățile private, arabil, fânețe, lucernă, trifoie, tâcă, pe toată perioada anului, cu excepția situației în care există acordul proprietarului și a existenței unui contract de arendă încheiat între arendator și arendaș. Deci cei care au semănături, lucernă, trifoie, porumb, hotărârea asta este dată cu ani în urmă. Da. O menține, da. Nu ai dreptul să încalci această proprietate, deci numai cu aprobarea proprietarului sau să fie un contract de arendă între arendat și arendator. Despre asta vorbim. Se propune durata de pășunat pe pășunile și pajitele aflate în inventarul domeniului public și privat al primăriei Dofteana în intervalul 10 mai 30 septembrie. Vă spuneam, și o să vedeți și la ședința ce va urma luna viitoare, vom pune spre analiză și aprobare amenajamentul pastoral. Amenajamentul pastoral care l-am primit, ni l-a făcut cu sprijinul nostru a unei echipe de aici de la noi și Direcția Agricolă Județului Bacău, care l-a făcut pe proprietăți private, pe proprietăți publice ale Comunei Dofteana, gratuit. Deci noi îl avem deja, l-am studiat, îl trimitem sau îl trimis la județ. Așa, am venit cu niște completări, inclusiv noi, și o să vedeți ce impune acolo. Deci cei ce vor avea pășune în administrare, au obligația, conform amenajamentul pastoral, să facă niște lucrări. Pe parcele, fiecare. Deci nu se duce și numai taie numai schinul, porobarul, măciuieșul, urzica sau feriga. Deci mai au niște obligații acolo. Și una dintre obligații sunt și acele țarcuri, care se face pe fiecare trup de pășune, câte un țarc, deci mai multe lențuri, în formă de dreptunghi, 10 pe 10 pe 10 pe 10, așa. Și se recoltează o dată sau de două ori pe an. Deci se cosește, după două luni de zile sau trei, se cântărește furajul respectiv și se fixează cât îi iei celui ce pășunează pe suprafața respectivă. Mă refer la Asociația Agrozootehnică, dacă are animale mai multe sau câte are. În condițiile astea, nu mai pui tu că am pus noi hotărârea Consiliului Local, luăm 20 de lei de vacă sau de oare. Nu, atunci conform câtă cantitate de pășunat există acolo, în baza analizei pe care ne-am făcut-o, atunci se mulțește și iese o anumită valoare. Deci așa se va proceda, începând cu anul 2019. Dar anul 2018 va lua ființă amenajamentul pastoral, care noi este gata și îl aprobăm probabil luna viitoare. Deci despre asta vorbim. Și atunci o să o studiem și noi mai bine cu toți. Deci, și în amenajamentul pastoral ne-a obligat să trecem perioadele în care se pășunează. 10 mai, 30 septembrie. Deci există lege. Nu poți ca să faci ceea ce dorești. Mă refer pe proprietățile publice ale noastre, ale instituției. Dacă aveți alte discuții cu privire la... Dacă luăm hotărârea Consiliului Local și mai bine cineva își depune o cerere, e clară situația. Dar cu această ocazie vreau să vă informez că toate bovinele din localitatea noastră vor fi împăcate de Asociația Agrozootehnică Nemira. Deci cât avem noi? 10 lei sau cât? Nu, 20 de lei de fiecare vacă va fi împăcată de către Asociația Agrozootehnică, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut. Dar cum? În baza unui tabel venit de la medicul veterinar, deci animalul respectiv trebuie să fie înscris la medicul veterinar cu crotarii fiecare și numele persoanei care este deținătorul acestui animal pe care sunt și de dă la pășuri. Le împacă Asociația Agrozootehnică. Da, un semnal destul de negativ este acela că
a scăzut numărul de animale în toată localitatea, în afară de satul Cucuieț, care Pășunea este în proprietate de Vâlmășii și proprietate privată a cetățenilor, mai avem 215 animale, 215 vaci care merg la Pășunat. Să mai spune că mai sunt vreo 30 care le ține acasă, zicem așa. Deci atât doar avem. Deci într-o comună care avem 550 de hectare de pășune, avem 200 de vaci. Despre asta vorbim. Deci a scăzut de anul trecut și până acum cu 20%, 25% animale în localitatea noastră. Dacă mi-e teamă că va exista amenajamentul pastoral, îl obligi să curățe izlazul și n-are cine să-l pășuneze. La ora actuală avem adrese făcute din zona de munte, din comuna Sinsimion, din Sintimbru, din Harghita, dacă avem ciobani profesioniști să-i trimitem acolo. Nu au animale și nu au oameni care să poată să păzească. Și noi ne confruntăm cu așa ceva. Da. Dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt. Comisia Buget. Aveți favorabil. Deci un vot. Voturi pentru. Abțineri. Primă. 17 voturi pentru. Da. Vreau să adaug la proiectul de hotărâre pe care dumneavoastră l-ați aprobat și am spus destul de clar. Animalele care sunt crotaliate și cu tabel nominal de la doctorul veterinar, inclusiv cu numele proprietarului, vor fi împăcate de către, mă refer la bovini, de către Asociația Agrozootehnică Limbă. Punct. Oile le împacă separat, nu avem nicio treabă, nu plătește. La... Deci asociația nu împacă ovine. Punct. Dar sunt persoane care adună viței, vaci, stărpăciuni și le ține undeva în munte. Aceia împacă. Pentru că știu destul de clar că nu sunt numai stărpăciuni din localitatea noastră. Le aduce și din altfel. Nu-i așa, domnul Mărini? Vine vaci la Cuies și vaci pe Largă. Trebuie să ne pască. Dar dacă vin de la Largă și ne paște la Cuies, poate să treacă. Dar vine în cap, vine la Cuies și paște la Largă. Iar perioada 10 mai 30 septembrie, lumea clar că foarte multă lume te întâlnești cu el și spune de ce are voie până pe 10 mai. Deci este valabilul pentru izlaz. 10 mai 30 septembrie. Domeniul public. Domeniul public. Domeniul public. Iar pe proprietățile private, pe proprietățile niciodată. Private, numai cu acordul proprietarului. Niciodată. Da. Niciodată. Da. Și cu această ocazie, rog respectuos pe cei care paște animale pe proprietățile fizice, că sunt oameni în vârstă care nu pot să meargă la deal. Asta nu înseamnă că i-a dat acordul. Nu i-a dat acordul deloc. Da. Da. Nu i-a dat acordul. Și nu știu dacă există o zi să nu primesc un telefon de pe șeful acelui. De la Răcătău, de la Cucuie, săptămâna trecută, două telefoane, au intrat cu oile în vii și așa mai departe, și cu magarul după ele. Nu știu cine a fost, dar în schimb, poliția am înțeles că i-a identificat totuși, da, și a pus în vedere să se retragă și să meargă pe izlaz acolo unde sunt împăcate sau știu ce formulare aveți dumneavoastră la poliția asta. Dar nu ai ce căuta pe proprietatea privată fără acordul proprietarului. Cine îndrăznește ca să meargă pe proprietatea privată fără acordul proprietarului? Proprietarul vine și depune o cerere la poliția locală și merge amenda până la 2500 de lei. Deci în bani vechi 25 de milioane. Foarte bine a specificat ca să înțeleagă. O parte dintre ei deja au mai primit amenzi cu ani anteriori și dacă ați observat, câmpul între Dofteana și Dărmănești, anul ăsta nu a fost încălcat decât o singură turmă, două zile. O primit o sancțiune destul de serioasă și o plecat. Vedeți dumneavoastră că ne apropiem din 1 mai și practic cel târziu până pe 10 mai să fac o sinuțărnică. Da. Asta înseamnă că au înțeles și cetățenii, au înțeles și vecinii noștri de la Dărmănești, cu ei aveam probleme mari, și totodată ne-am făcut și noi treaba, prin poliția locală, autoritatea locală, așa încât să respectăm proprietatea privată, să respectăm interesul cetățenilor. Da, mai departe. Am văzut acolo. Da. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de acces pe drumul public pentru autorizarea executării lucrărilor de construire platformă de gunoi ca urmare a cererii I.I. Boloș Elena Daniela din satul Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău. Da. Și aș da citire cererii, da. Subsemnatul Boloș Elena Daniela, cu sediul în Comuna Dofteana, județul Bacău, vă rog prin prezenta să supuneți aprobării Consiliului Local
o hotărâre privind condițiile de acces pe drumul public conform certificatul de urbanism cu numărul din 19.3.2018. Deci e vorba despre familia Băuș, care e dumnealor. Sunt microfermieri. Primesc niște sume de bani de la Uniunea Europeană. Acum, fiind declarați ca microfermieri, îi obligă să-și construiască o platformă de gunoi în extravilanul localității. Extravilanul localității se află în vecinătatea dumnealor acolo, da. Unde stau. În Lunga Doftenii, ca să vă spun, da. Și în Lozii, acolo. Li s-a emis un certificat de urbanism pentru autorizarea lucrărilor de construcție, platformă de gunoi. Platforma de gunoi te subvenționează Uniunea Europeană, dar trebuie să-i faci beton de desub, n-are voie să scurgă în pânza freatică, să afecteze pânza freatică. Și trebuie să aibă acordul de la mediu, avizul structurii de specialitate pe care l-am solicitat noi la Consiliul Județean, iar drumul de acces de la platforma de gunoi și până la fermă, să spunem așa, trebuiește un drum de utilitate comunală, așa cum îl avem noi, și vă propun spre analiză și aprobare să funcționeze în regim de drum de utilitate comunală, în baza ordonanței de urgență 195 din 12.12.2002, dată de Guvernul României la acel moment. Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale. Deci cum se circulă pe celelalte drumuri în baza unui regulament de utilitate comunală, așa va circula și dumnealui cu gunoiul de grajd de la fermă și până la locul de depozitare la platforma de gunoi. Dacă aveți discuții. Discuții? Comisia juridică acordă aviz favorabil, 5 voturi pentru. Trecem atunci la vot. Voturi pentru? Abțineri? Împotrivă? 17. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Comunei Dofteana cu poziția 259, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 2001. Da. Ați studiat acolo, probabil, în comisie, v-am urmărit președintele de comisie, dar să vă explic la toți. Este vorba despre drumul DC-131A, care face legătura de la Creangă, ăsta este 131A. Denumirea i-a dat-o cei ce a condus înaintea noastră. De la Creangă, urcat prin vârful Săcii, coborând jos până în DN-12A. Noi l-am asfaltat până aici, din Seaca, până la Briș, acolo. Acum, în zile, din discuțiile purtate cu consilierul nostru, Bertalan Mihai, ne-am gândit la următorul aspect. Fiecare își fac cadastre și acolo am intrat deja cu cadastru sistematic gratuit. Toată lumea tinde să ocupe drumul. Nu putem să stăm așa, indiferent. Drumul nu mai poate fi practicabil decât o parte dintre ei au luat-o prin proprietățile oamenilor acolo. Și vrem să facem din DN-12A, dar nu ne-am asfaltat, partea de la Vale, dacă știți. Unii o prea mine, mai la Vale. Este un drum acolo. Deci drumul pleacă de acolo, urcăm pe la pensiunea lui Bogdan, la pensiunea domnului Bogdan facem stânga și apoi la deal, exact până în dalie lipusă de Petrom, care drumul ăla este al nostru. Trecem de dalie de Petrom, ajungem în vârful Săcii și coborăm până la asfalt. Deci am vrea să unim asfaltul de pe Seaca cu asfaltul din DN-12A. Ăsta este un plan de viitor, un proiect de viitor. Noi intenționăm astăzi să-l trecem în inventarierea domeniului public, iar în condițiile în care nu vom avea posibilitatea să-l asfaltăm în ani, măcar cu piatră concasată îl putem face să fie practicabil, să se meargă pe Seaca și să revină înapoi. Asta ar fi un mare avantaj, datorită faptului că cei care vor să meargă pe Seaca mai repede, să spun așa, ar putea să treacă peste deal și totodată influența circulației pe DN-12 nu va fi acela cu utilaj și atelaj agricole, deci vor merge pe câmp, așa zis, până în Seaca, până apoi și nu numai. Dar zilele acestea, într-una din zile, am lucrat joi, dacă mi-aduc bine aminte, am lucrat timp de 2 ore la pugul localității. Deci au venit cei care am încheiat contract cu aprobarea dumneavoastră, am lucrat la pugul localității. Este doar numai un proiect de hotărâre în care se lucrează la el și mai poate suferi și schimbări în situația asta. De acolo, din DN-12A, trecând în Seaca, 80 de metri dreapta, 80 de metri stânga, de la pensiunea lui Bogdan, da. Am propus trecerea terenului din extravilan în intravilan, Piuneare Lăzărel. Dacă vrea cineva să mai construiască o pensiune, dacă vrea cineva să construiască o casă,
toți dintre dumneavoastră ați fost în Uniunea Europeană și în alte țări. Ați văzut. Deci în localitate, în centrul localității sau în centrele satelor noastre, toți s-au îngrămădit și la ora actuală nu ai unde să mai construiești. Pe malul apelor este total interzis. Deci în cadrul localității nu ai unde, pentru că toți s-au îngrămădit să-și facă casa cât mai la centru și să aibă o ieșire la drum, la asfalt și să beneficiezi de toate utilitățile. Și ne gândim pe parcurs. Deci, dacă noi reușim să-l asfaltăm sau să-l modernizăm, așa cum se poate, și trecem 80 de metri sau 100 de metri mai mult, cel puțin în partea stângă, pe la Lăzăret, fața aia soarelui, eu așa am propus. Da. Și în partea dreaptă, până la Hotar, că până sub Dălugean, suntem proprietari noi, acolo unde hotărâm cu Dărmăneștiu. Ați văzut și în alte țări cum le face. Dacă terenul este stabil, în baza unui studiu geo, se poate construi. Și așa cum au construit Bogdan și alții ca el, au venit cetățeni și au spus, doamne, vreau să construiesc și eu. Se construiește acolo numai în baza unui puz, cum au făcut pensiunea respectivă, care sunt costuri destul de mari. Dar dacă acum avem ocazia, trecem terenul respectiv în intravenant. Voi veni cu un plan de situație, o să vi-l prezint și o să vedeți despre ce este vorba. Am scos acolo în câmp. Era propusă o fermă, un teren care știți, așa? Ei, dacă nu a construit în termen de 5 ani, în mod obligatoriu am radiat ferma ca fiind propusă acolo și de acum încolo se poate construi orice fel de locuință, fie el, poți să construi și locuință transformată în pensiune sau invers. Mi-am amintit acum, deci platforma domnului Boroș trebuie să fie la 500 de metri distanță de intravilan. Deci limita cu intravilanul, de la intravilan, încolo la 500 de metri, are dreptul să construiască platformă de gunoi. Deci astea sunt condiții. Noi, în câmp, am propus să o scoatem pe cea care era propusă dinainte, pentru că o abandonat proiectul, și acum deschidem, trecem extravilanul unui intravilan și pot construi, mai ales dacă facem și un drum, din Seaca și până în DN12A putem să venim și cu rețeaua electrică, sau dacă nu trece în altă tensiune de la petrol, în baza unui transformator, se poate racorda toți. Dacă discut despre Pug, lucrăm la Pug, vedeți dumneavoastră, pe șesul Dofteniei, jumătate din terenul lui Fizu este intravilan, jumătate extravilan. Mă duc până în marginea pădurii cu el. În stânga, până în marginea apelor. Apei, Doftena, sunt câteva locuri care n-ajunge chiar până aproape de apă. Noi respectăm cadastrul apelor române și în dreapta cadastru Regii Naționale a Pădurilor. Între ele intervenim noi cu pumpul și o trecem în intravilan. Despre asta este vorba. Poate vrea, sunt, vedeți cum, mulți dintre ei vor să construiască cât mai aproape de pădure sau ceilalți mai aproape de apă până îi permite legea. Unificăm Bogata cu Dofteana, trecem în intravilan. Cucuiețul am propus Țarna Cucuieț până la Pescării, urcând pe Răcătău, poate vrea cineva să-și facă acolo, cu loc stabil. Nu prezintă alunecări de teren, cel puțin în ultimii ani. Pe acolo, pe la Stanciu, unde are Via, Nicolae Stanciu, până pe partea aia sub Costel Bălănucă, pe unde are Titi Anganu, am zis să-l trecem în intravilan, poate doresc oamenii să mai construiască. Nu acum, dar urmașii noștri trebuie să înțeleagă faptul că am făcut ceva benefic și pentru ei și poate să-și construiască. Majoritatea, chiar dacă stă la bloc, vine acasă și vrea să trăiască într-un mediu curat, într-un mediu cu multă vegetație și vă propun lucrurile astea. Larga s-o unesc prin Dărmăneș? Nu, cu Cucuiețul. Cucuiețul. Mă refer la Huitoare. Dar singurul lucru care nu putem, la DN12A nu ne permite, datorită drumului, care l-am construit pe mijlocul câmpului, v-am mai spus și v-am explicat, nu ne permite să-i schimbăm categoria de folosință din extravilan în intravilan. Una. Și a doua problemă, care este și cea mai acută, dacă am vrea să trecem extravilanul în intravilan între Dofteana și Dărmănești, fiecare cetățean trebuie să dea declarații notarială, cum că este de acord să se creeze o uliță, o alveolă, ca toți să ieșim în ulița respectivă și apoi în DN12A. Bun, cu ce probleme ne confruntăm? O parte dintre cetățeni se presupune că va da. Dar cei care n-au dezbătut succesiunile și nu sunt proprietari direct, exact, nu poate să dea și pentru unul singur nu poți să intre pe terenul proprietarului privat al cuiva, adică nu ai acordul dumneavoastră. Deci aici ne plecăm. Asta înseamnă că după ce se va termina cu toate cadastrele, cadastru sistematic gratuit, și atunci se va atribui fiecărei persoană
cadastru în mână, cu acordul dumnealui, deci în următorul, cine va mai conduce localitatea, în următorii 10 ani, din 2020 încolo, în următorii 10 ani, e posibil să mai poate fi trecut în felul ăsta, așa cum v-am explicat. Da. Am făcut o scurtă paranteză. Deci, cred că am fost lămurit în legătură cu drumul de Piseaca, nu era asfaltul în 2012. Discuții? Comisia juridică avizează favorabil proiectului hotărârii cu 5 voturi pentru. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 7 voturi. Proiectul suplimentar. 16. Da. E proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 53 din 23 martie 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Dofteana, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 2001. Da. Exact. Discuția cu școala. Da. Deci este a treia oară. Mă durează două ore. Deci este vorba despre școală. Repoziționare. Este treia oară pe care noi intenționăm să o repoziționăm. Proiectul prin POR l-am depus cu modificarea și modernizarea școlii Dofteana, acolo unde intenționăm noi să facem o sală cu meze, datorită faptului că am obținut acest proiect pilot prin masa caldă. Repoziționăm iarăși din nou, în conformitate cu prevederile Consiliului Județean Bacău, să presupunem că va fi ultima. Proiectul este depus, încă ne-au solicitat niște clarificări ieri, așa, e data de vineri, data de 27, și proiectul este depus de vreo două săptămâni, deja am achitat o parte din conform contractului, din POR. N-aș putea să vă spun dacă este sau va fi și eligibil. Aștept să trec prin toate comisiile, prin toate fațe și după aceea o să vă spun dacă va fi sau nu va fi eligibil. Deci să înțeleg faptul că asta va fi ultima repoziționare, așa cum o solicita Consiliul Județean. Deci vei supun spre analize și aprobare completarea inventarierii domeniului public în forma în care a studiat-o în proiectul de hotărâre. Da. Discuții. Cine? Comisia juridică a vizit favorabil, 5 voturi pentru. Supunem la vot. Voturi pentru? Abțineri? Împotrivă? 17 voturi pentru. Da. La capitolul diverse aș vrea să deschid eu un pic și dacă îmi permiteți să vă aduc la cunoștință, să vă spun ceea ce am făcut în ultima lună. Cu ce probleme ne-am confruntat în ultima lună. Da. După cum ați observat și dumneavoastră, am pus în execuție, după aprobarea ultima pe care ați dat-o dumneavoastră, nomenclatorul stradal. Deci ați văzut. Referenți, inspector și muncitor contractual din cadrul unității administrative teritoriale, timp de două săptămâni, avem aproape două săptămâni de când ne ocupăm cu alocarea numerelor de locuință, cu alocarea străzilor în toată localitatea. Mai puțin Bogata și Seaca, care în cursul săptămânii viitoare, pentru că știți, luni este dată zi liberă. Da. Așa și vom recupera sâmbătă. Probabil sâmbătă, toți lucrătorii noștri, sâmbătă puțin din localitate care vin să solicite documentații de la noi. Și atunci ne comasăm cu toți și terminăm și aceste două sate. Bogata și Seaca. Sunt puțin la număr. Mai greu e Dofteana, care mai avem vreo două zile, și Cucuiețul, care la fel. Pe această cale vreau să mulțumesc consilierilor care s-au implicat la aplicarea acestor numere pe locuiți, pe garduri, acolo unde s-au permis, ați văzut sub ce formă și cum s-au pus cu semnătura fiecăruia. Cei care nu au fost găsit acasă, s-a aplicat, s-a făcut o poză și în decursul cel mai apropiat o să stăm de vorbă și cu dumneavoastră. Da, uitați-vă cu ce probleme ne confruntăm noi. N-aș da nume, n-aș vrea ca să dau, dar chiar nu mă așteptam la unele persoane să aibă asemenea reacții pe care le-au avut, înțelegeți? Să ajungi să nu permiți cuiva să spună număr la casă, pentru că repet, numele care au fost date cu mulți ani în urmă, ele au fost abrogate prin hotărârea Consiliului Local pe care ați dat-o dumneavoastră. A doua problemă. S-au alocat alte numere. Bun. Alocându-se alte numere, de ce s-au alocat alte numere? S-au alocat pentru faptul că ne-am înmulțit. Sunt mai multe case față de cum era în anii 2004-2003 când s-au
dat numele respective. Normal că 3 nu mai corespunde cu 2 sau cu 5, pentru că sunt mai multe case la ora actuală. Sau în aceeași curte sunt 2 proprietari. Așa de. S-au făcut acte de vânzare-cumpărare și au dezmembrat acte de vânzare-cumpărare și sunt 2 proprietari. Nu e normal ca să pui 2 numere. Bun. O parte dintre oameni a fost dezinformat tot de către oameni. În ce sens? Dacă am pus 2 numere, au venit oameni aici și au spus, domnule, dar am înțeles faptul că ne luați bani de 2 locuințe. Deci mă adresez tuturor. S-au nimărit taxele. Respectos. Nu se va mări niciun fel de taxă prin aceste numere, că aceste numere au fost din bugetul local. Deci am susținut exact, din bugetul local. Asta. 300 de mii fiecare număr. Trebuie să mergem să plătim la... Nu e adevărat. Da, da. Deci s-au alocat din bugetul local 60 de mii de lei. Deci 600 de milioane în bani vechi. Deci s-au luat oferte. Le-am pus 75-80% sunt puse în întreaga localitate. Dar uitați, ca fiecare om să mai faci și greșeli în momentul când muncești. Ori s-a uitat un număr, ori s-a greșit în loc să treci strada, trotul și-a trecut trotușului sau altfel și le dăm la modificat, ne va mai costa încă ceva. Dar pe cetățenii din localitate nu-i costă nimic aceste numere. Nici denumirea străzilor, nici numerele alocate. Dar trebuie să înțeleagă fiecare, pentru că avem legea în mână și ni s-a dat termen de 90 de zile. Deci ni s-a dat termen de 90 de zile să aplicăm acest proiect. Cum? În anul 2017, știți destul de bine, ați aprobat nomenclatorul stradal, da? Da. Am alocat numele, am alocat denumirea de străzi, le-a aprobat Consiliul Local. Consiliul Local este ales de către cetățenii din Dofteana. Consiliul Local, împreună cu primarul, a depus un proiect de hotărâre de fiecare dată, l-am aprobat. Dar Consiliul Local, când a intrat în vigoare și au început să producă efecte, au depus un jurământ. Jur să respect legile țării și Constituția României. Da? Bun. Păi dacă respectăm legile, că așa scrie în lege, trebuie să fac nomenclatorul stradal în termen de 90 de zile. Păi eu nu-l fac, pentru că legea mă obligă, da? Ei, obligându-mă legea, m-a obligat să aloc și sumele de bani pentru a achita aceste numere și denumire de străzi. A doua problemă. Cu numele, să zic așa că i-am lămurit, cele vechi, că nu vreau să-și dea numărul vechi, și sunt aceleași persoane, ca să vă spun așa, care totdeauna sunt cărcotași, foarte puțin la număr, 1-2 maxim într-un sat, foarte puțin la număr, așa, care nu dau numărul vechi și eu merg pe numărul vechi. Dar dumnealui nu știe de faptul că cel vechi nu mai corespunde cu adresa dumnealui. Nu mai e. Că noi le-am introdus în RENS. RENS înseamnă Registrul Național Stradal la ora actuală. Dumnealui nu vrea să înțeleagă. Iar buletinul va fi după nou număr. Dar și lucrul ăsta o parte nu vrea să înțeleagă. O altă problemă. Cu denumirea de străzi. Bun, am primit un mail. Respect pe toată lumea. Trebuie să-i respecti cetățeanul din localitate. Și nu numai. Mi-a dat mail cu strada cimitirului. Oameni buni, aici mergem la cimitir, nu? Am dat denumiri după ce? Așa ne permite legea. Strada, să presupunem, a bisericii, a cimitirului, Maria Sava, Mihai Eminescu, 1 decembrie, sau știu cum ne-am dat noi, inspirându-ne de la ce? Inspirându-ne și din alte localități din țara asta. Am dat denumiri de străzi, sau am dat denumiri de străzi, așa cum îi spunea de o vecie. Exemplu, ulița Țărnii, sau cum îi spunea la Brădățel, sau Valea Codrului. Cum să dai altfel? Bun, le-am dat așa. Consiliul Local, care a fost ales de către oameni, le-a aprobat. Noi le-am propus executivul. Legislativul le-a aprobat. Noi, bună strada cimitirului. Bun, mi-a transmis un mail. Domnule, vă rugăm să luați măsuri. I-am răspuns tot în baza unui mail și în baza legii, respectând prevederile legale. Nu-i bun o altă stradă. Nu-i mai dat denumirea și nu spui de nimeni. Are sau nu-i bun strada Lozii. Domnule, cine a spus strada Trotușului? Bun. Acest proiect de hotărâre a fost depus și discutat în discuție publică minimul 30 de zile. Nu a venit nimeni cu propunere. Sau la Bogată sau în altă parte, de ce îi spune strada Previghetorii? Sau de ce îi spune strada Vânător de Munte? De ce îi spune strada Valea Lărgii? Și multe alte. Oameni buni, știți cum prevede legea? Dai o hotărâre a Consiliului Local și o abroși tot în baza unei hotărâri a Consiliului Local, nu? Bun, am dat denumirea unei străzi, ca să vedeți unde se ajunge lucrurile astea. Am dat denumirea unei străzi, exemplu, strada cimitirului, da? Bun, nu ne convine câtorva. Îi respect și pe dumnealor, dar Consiliul Local
aprobă. Primarul, executivul propune și fiecare are drept de pun un proiect de hotărâre. Bun, ce ar trebui să facem? Să dăm o hotărâre a Consiliului Local, să abrogăm denumirea unei străzi, da, implică multe. Și să propunem o altă stradă care trebuie să o aprobe Bacău și apoi București. Între timp, dumneavoastră, altul, îți duce și își face buletinul. Pe ce? Pe strada cimitirului. Cum este actuală. Peste 3 luni se schimbă. Da? Vine omul, iarăși mai face un buletin, în condițiile în care el, toate actele au plecat de la el. Și-a schimbat buletinul, și-a schimbat pe buletinul. A făcut un act de vânzare-cumpărare. Deci suferă cine? Tot cetățean. Dar vă pun dumneavoastră în discuții și vă rog să înțelegeți și dumneavoastră lucrul ăsta, ce costuri implică și la ce situații, la ce discuții ajungem. Și creăm un precedent. Astăzi schimb strada cimitirului, mâine schimb strada Lozii, poemii nu știu care și atunci ce facem? Creăm o harababură și cetățenii arată către noi. Nu știe să conducă. Da. Eu sunt conducător ales de către cetățeni, inclusiv dumneavoastră. Ați propus, cu toți am aprobat, proiectul a fost în discuție publică, au văzut toți, au fost aprobate în 3 hotărâri, cred că, a Consiliului Local în 2017, așa? Au fost filmate, că din acest motiv se filmează ședințele Consiliului Local și au dreptul fiecare ședințele sunt publice să participe la ședință, dar foarte încurajator este faptul că mulți mă opresc pe stradă și spune că am văzut ședința Consiliului Local. Am vorbit cu persoane care se afla în Indonezia, persoana care ne-a pus marmura în biserică, are firmă și lucrează în Indonezia. Dar, domnule, că eram în Indonezia și am vizualizat ședințele Consiliului Local. E un lucru foarte important. Mulți din afara granițelor țării. Deci, din motivul acesta, sau altceva spune, primăria, sau primarul, mai bine zis, vrea să pună străzi, numele la case, să devină localitatea oraș și să ne mărească impozitele și taxele. Oameni buni, eu am spus și la zi localități și nu numai. Vom munci, nu numai eu, cu dumneavoastră, ați văzut, facem parte din cele mai frumoase sate din România. Și este un lucru onorat pentru noi, dar totodată ne și obligă să facem festivități, să facem festivaluri, să cumpărăm costume populare românești, să fim, așa zis, în fruntea celor care ne-au ales, nu? Păi nu putem așa să stăm. Ducem localitatea asta până în stadiu când va avea rangul de oraș. Nu e neapărat să o treci la oraș, să plătești impozite și taxe mai mari. Că vedeți și vecinii noștri și toți au probleme din cauza asta. Nu. Dar atunci ce stăm? Nu ne mai dezvoltăm? Nu mai facem școli? Nu mai facem biserici? Nu mai facem asfalt? Nu mai accesăm fonduri europene ca să rămânem comună? Nu. O ducem până la rangul de oraș. Modernizăm localitatea. Da. Și atunci modernizând-o. Dar nu ne uităm. Orașele au străzi cu mulți ani în urmă. Dărmănești a fost comună, au străzi cu denumire mulți ani, foarte mulți ani din urmă. Și noi rămânem așa? La nivelul ăsta? Nu? Păi în momentul în care introducem în rens tot și reușim, că e greu de... Și acum am contactat o firmă de soft care vor introduce în mod automat, adică va ști strada, denumirea străzii, nume, prenume, dacă ai cadastru, ce număr de cadastru ai la tine, acolo, acasă, exact cu cine te învecinezi. Pentru că... Cei care vor să vină să ne viziteze, îi introduce în GPS din Belgia, din Franța sau din alte țări și vine cu mașina până la noi la poartă. Ori noi nu ne modernizăm, stăm așa, nu vrem să ne modernizăm pentru că au zis nu știu cine că nu-i bună strada cu tare sau nu-ți permit să pui pe gardul meu denumirea străzii. Eu am făcut ședință în fiecare dimineață la orele 8 cu cei care se ocupă de nomenclatorul stradal. Și am spus destul de clar, cu acordul proprietarului, pui pe mijloace fixe. Deci un mijloc fix, nu pui pe o portiță, cum a spus alții la Cucuieți, cei care ați fost la strada Lutării, pe o portiță îngustă de 50 de centimetri, în care dacă o luat, o luat cu stradă cu tot de acolo. Nu. Pui pe un mijloc fix. Dar știu de ce n-am spus, pentru că vecinul de alăturea, Fănică Cojocaro, ca să-i dau și numele, nu a permis lucrul ăsta. Dar face parte dintre cei puțini care s-au manifestat în acest fel. E alegerea dumnealui și nu am de comentarii. Da. Deci, despre asta vorbim la nomenclatorul stradal. Atât dumneavoastră, cât și cetățenii din localitate, trebuie să lămurim oamenii. Că e un lucru pentru început și totdeauna la început se creează discuții. Totdeauna, până ne intrăm în normal. Da. Aș trece mai departe. Oameni buni. Cu privire la incendiile
care au fost în ultimul timp. Dacă ați observat, mașina noastră de pompieri iese săptămânal. Incendii de vegetație, incendii de locuințe provocate de la ce? Sobe improvizate, coșuri de fum din tablă, tot improvizate, că alea nu duce mai mult de o lună de zile, să creează un crater, o găuriță undeva acolo și iese scânteia și produce un incendiu. Și mai nou ați văzut dumneavoastră, au ars 3 sau 4 case la Dărmănești, care și noi, 3 case, am intervenit cu auto special alaltăieri la Plopu. De ce? Au făcut focul în curte sau în grădină, datorită unei scânteie pus în pericol 3 locuințe și era cât pe ce să ia și a patra. Au venit toți pompierii de pe valea asta care am intervenit și noi, 3-4 mașini de apă am dus noi. Da. Noi avem instrucțiuni de la Inspectoratul pentru situații de urgență. Nu ai dreptul în curte, în locuință, în grădină, indiferent în aici, să autoincendiezi. Deci să faci tu focul fără permis de foc. Deci ne obligă legea. În momentul când vrei să dai foc la vegetații în curte, în grădină, vii și anunți autoritatea locală, îți dă permis de foc sau nu îți dă. Dar eu dau sfat tuturor. Știu, nu poți să scoți la poartă fânul deteriorat, ud, străcat, putre. Nu poți să scoți la poartă ciocanii. Nu poți să scoți la poartă materiale provenite din demolări. Nu poți să scoți la poartă rumeguș. Nu poți să scoți surcele și așa mai departe. Oameni buni, v-am spus și mă repet, le încărcați într-un mijloc de transport și duceți-vă la fosta groapă de gunoi. Fosta groapă de gunoi, acum i-am dat denumirea de groapă de gunoi de produse inerte. Une duci din demolă, une duci fân, ciocani, ce ți-au rămas, să nu pui în pericol vecinii, le duci acolo. Nu-i nicio problemă, le lăsați grămadă acolo. Trimit buldo excavatorul, așa le fac o grămadă mai mare, duc mașina de pompieri și dau un permis de foc și atunci va fi un foc controlat, supravegheat de către noi. Într-o zonă unde ai prima casă e la un kilometru. Deci nu punem în pericol nici vegetația și nici populația, nici sănătatea populației. Asta mă adresez tuturor. Iar avem șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență. Umblă casă de casă. O dat instrucțiuni la fiecare. Deci unde vedeți și dumneavoastră? Unde vedeți coșul de fum de tablă? Să mă ierte Dumnezeu, dar acela prezintă un adevărat pericol atât pentru persoana respectivă, cât și pentru celelalte persoane din jur. Și dacă ne uităm foarte bine, sunt persoane cu venitul minim garantat. Deci cine la ora actuală pleacă cu un coș de fum din casă și până sus în vârful căsă, nu are posibilitatea financiară. Trebuie să înțelegeți că nu are posibilitatea financiară ca să poată să-și facă un coș zidit. Implică costuri. Dar mult mai scump este viața unui om sau ai rămas distrus cu întreaga locuință și ai distrus pe celălalt din jur. Deci le atragem atenția la fiecare. Nu contează. Deci vă rog pe dumneavoastră să ne informați pe noi că noi ne ducem respectos. Cum a fost aici unde treci bariera la larga către Părculeț, imediat în dreapta stă o bătrână de-a lui Mihailă. Dormea în casă și anexa ardea în flăcuri de mai mare frumusețe. Vă rog să înțelegeți. Cum era înainte? Carton cu smoală. Când s-a încălzit de la tablă cartonul cu smoală, știți ce poate provoca. Am salvat-o pe dumneavoastră întâi și după aia locuință, dar au sărit rude, prieteni, neamuri din vecinătate și am putut salva. Deci vă rog și pe dumneavoastră la fel. Cu altă ocazie, am spus-o și repet. Legea 260 pe 2008, care obligă autoritatea locală, și aici scrie destul de clar, polul de asigurări împotriva dezastrelor. Deci polul de asigurări împotriva dezastrelor au obligativitatea prin legea 260 pe 2008 să ne informeze pe noi care sunt persoanele din localitatea respectivă, ce s-au asigurat. Iar noi, autoritatea locală, suntem obligați să-i verificăm pe cei care nu s-au asigurat. Pentru că avem tabelul dat de ei, cei care s-au asigurat. Deci asigurarea minimă obligatorie. Care știți destul de clar, din zidărie, dacă este casa, e 20 de euro, dacă este din lemn sau este din chirpici, doar 10 euro. Dar poți să dea cu ceva mai mult și să-și facă o asigurare facultativă și împotriva incendiilor. Toată lumea spune că la el nu se întâmplă. La mine nu ia foc și eu am sobele bune și nu prezint un pericol pentru mine și pentru vecini. Nu este adevărat. Au mai fost oameni care au spus felul ăsta și au rămas distruși. Știți și că aici prin vecini, la vecinul Ienachii, la vecinul la Capră și așa mai departe. Aici, în centru, care avea alte posibilități. Ați văzut de la ce s-a provocat un incendiu. Deci îi rog pe toți.
Aici scrie destul de clar. În grija primarului se află tot sau prin dispoziție dată de primar să împuternicească alte persoane să poată să aplice sancțiuni. Deci lucrul ăsta nu l-am făcut. Nu-l fac. Dar vă rog frumos să înțelegeți că nu putem să mergem așa din incendiu în incendiu. Nici nu intră mașina în garaj să umplem cu apă, trebuie să pleci la altul. Ori e de vegetație, odată aici în spatele primăriei. În două locuri. Săptămâna asta o dat pentru că curăță Asociația Agrozootehnică, o dat în două locuri la fel. Sunt oameni de bună credință care vede din larga, din Cucuiesc sau din altă parte, sună la 112, domne, văd flacără în pădurea, nu știu unde. Și m-a sunat imediat pe mine. Sau în spatele primăriei în două locuri. Sau la râpa lui Plopu, mai mult. Deci nu faptul că incendiezi și pleci. Nu se poate. Vă rog să mă înțelegeți, sunt persoane rău intenționate. Motiv. Cel mai călduț acum, joi, la orele 3:22 de minute, 15:22 de minute, o tăiat pe eu de la fântâna Bogata cu toporul. Deci, oameni buni, iese pe eu din fântână, o porțiune cât este scurtă, de 60-70 până într-un metru, și apoi intră în pământ și vine până la fântână, jos. Asta, sus în pădure. Cu toporul tăiat, înțelegeți? Și o plecat. Oprit oameni, era căldură, care știți că a fost joi. Dom'le, nu este apă. Cum să nu fie apă, dom'le? Altădată mai intra o frunță, mai intra. S-a dus imediat până acolo, deci pe eu tăiat, cu toporul. Bun. În alți ani, a trecut de pe Bogata și a dat foc mai încolo la Cordea Luștri. Dar l-a luat sau doar să facă rău? Da, un metru, o tăiat și atât. Să facă rău, nu l-a luat. Eu ce-am spus? Să plecă apă până sus, mai vine până aici să ia apă. Bun. Deci vă rog să înțelegeți. S-au mers cum a mers anul trecut. O dat foc pe Bogata, o trecut pe rău, domnul Balcanu, știi? Și o dat și focul partea asta la Cordea Luștri și mai sus un pic și o plecat. Cum se numesc persoanele astea? Vă rog să mă înțelegeți. Vă las pe dumneavoastră să analizați și pe cei care ne ascultă sau ne văd la ora actuală. Așa. Ei nu putem să-i lichidăm noi când suntem în primărie sau trei polițiști pe care îi avem. Nu ai cum, nu poate fi la spate fiecare un polițist. Dar oamenii ăștia sunt puțini la număr și sunt rău intenționați. Dacă ajungi de la poartă și nu-ți dă voie să pui măcar placarda cu denumirea străză sau să-i alogi numărul, de aici v-am spus tot. Și vă las pe dumneavoastră și pe cei care ne ascultă ca să analizați această situație. Că mai sunt și oameni din Brăjde. Noi spunem peste tot. Suntem cea mai frumoasă localitate din România. Sau facem parte. Suntem oameni gospodari. Este adevărat. Dar nu poți să spui și faptul că numai sunt și uscători. Da. Care, na, ar trebui psihologic să înțeleagă și ei că trăim într-o localitate așa cum trăim și ar trebui să nu mai facă atâta rău. Dar profită de ocazia faptului că nu știi, nu-i găsești și faci ceea ce faci. Oameni buni, vreau să mă adresez tuturor. Faptul că a venit primăvară, datorită faptului că a fost apă multă în această primăvară, a crescut iarba pe la porță, la toți, 20 de centimetri în unele locuri. Deci nu aștepte fiecare să ducă polițistul, să-i dea scris, să ies în fața blocului sau să ies în fața magazinului sau să ies în fața casei să-și tundă iarba și să-și disfunde șanțul. Deci fiecare au această obligativitate. Iarna să-și îndepărteze zăpada, iar vara, primăvara, să-și tundă toată iarba. Gândiți-vă la noi, săptămâna asta un polițist local numai asta a făcut. S-a dus la fiecare la poartă și i-a lăsat scris, tundeți iarba. Pe când acel polițist putea să-l trimit pișesă de oftene, puteam să-l trimite în altă parte, la rung sau în altă parte, să scoate oile de pe proprietățile oamenilor. Nu? Nu. O trebuie să-i tremulăt, localitatea trebuie să arată pe el. Dacă noi nu ne îngrijim, atunci cine ar trebui să ne îngrijească? Le-am pus în vedere persoane, doar ați văzut, s-au demolat mai multe case. Pe aici, prin centru, peste tot. Și o casă care are 80-100 de ani, vă dați seama ce se poate găsi peste tot. Și nu mai fost locuită de 20-30 de ani. Vă închipuiți ce se poate. S-a dus poliția, dutic, de ce ai dus acolo sau în altă parte materiale provenite din demolări. Deci am văzut și aseară, pe drum, o dus draniță de la casă provenită, o căzut din mașină, acolo draniță, acolo draniță, te duci și ai făcut pană. Este urât. Deci cine se duce? Cei care au utilaje de încărcat, de descărcat, de transport, bascule, ai încărcat-o și o duci. Intenția asta este să le duci la aproape de gunoi, controlat le incendiem și nu mai avem niciun fel de problemă. Asta vă propun eu, tuturor, să înțeleagă. Cu ocazia faptului că au venit în verificare și control pișesul de oftenii la drumul care urmează a fi modernizat, am parcurs traseul mai mult pe jos, așa. Nu vă spun câte bidoane am găsit.
la Părău Adânc, sub pod, farfurii de unică folosință, așa aruncate cu trei saci, o adunat, cei care s-au dus acolo. La parcul dendrologic, băgate sub podețul de scurgere a anilor pluviare. Așa. Și în alte locuri, care refuz să mai spun. Deci îi rog pe toți, nu știu cum, toți vrem să trăim într-un mediu curat. Într-un mediu cu multă vegetație. Pentru că dacă aruncăm, îmbolnăvim și sănătatea populației s-ar într-un adevărat pericol. Deci îi rog pe toți. Sunt coșuri de colectare a peturilor, a hârtiilor. Nu mai aruncăm. Din acest motiv am invitat și cadrele didactice, directorii, directorul adjunct, cei care au posibilitatea să vină. Vedeți, părinții au spus așa, nu scoateți copiii să colecteze hârtiile din localitate, pentru că nu le face bine din punct de vedere a sănătății. Așa. Vă rog foarte mult, doamnelor directori, să comandați mănuși, să luați mănuși de la material de construcție, să le luați dumneavoastră, să le dați copiilor, pentru că pungile de chipsuri, de pufuleți, nu le aruncă ceilalți decât numai copii. Bidonaște cu lapte. În afara faptului că educația contează foarte mult, care pleacă de la părinți, care pleacă de la școală, de la noi, la autoritatea locală. Nu pot să spun că copiii sunt indisciplinați. Toți sunt copii și noi am fost la fel. Dar tot pe ei vom pune să facă curățenie. Știți, ieri a primit un alt trofeu școala Scala Loghii din Dofteana, menținerea steagului verde. De ce? Deci s-a făcut verificare, a venit o comisie la București, s-a făcut reverificare, o alocat steagul verde. Deci era deja de prin anii 2009 și acum 2008. S-a menținut datorită faptului. 2008. Curățenie, igienă, copiii au construit o stație în care era stațiile de microbuzare noastre numai din petru. Toate bine spălate, aranjate. Deci este o onoare pentru noi. Și trebuie să menținem curățenie în întreaga localitate. De asta am invitat și directorul de școală. Tot ieri, și cu această ocazie vreau să vă informez, s-a luat un interviu, atât la radio cât și la televiziune, faptul că o firmă din localitatea noastră a câștigat licitația și distribuie acele pachete în loc de masă caldă, duce acele sandwich-uri. Copiii s-au declarat destul de mulțumiți, fiind compusă din preparate din carne, din brânză, fructe, legume proaspete, care ele se distribuie în fiecare zi la ora 10. Proiectul pilot, care am beneficiat și în anul 2017, inclusiv în 2018, dar a pus o schema lucrurilor. Anul trecut, când s-a câștigat licitația din ea, din București, cu 4,20 lei, și acum vine din Dofteana cu 7 lei. S-a schimbat calitatea produselor, s-a schimbat calitatea serviciilor, că vine cel mai scurt timp, da? Să faci analiza dimineața, câți copii sunt, 470, aduce 470, dar la București aveam prezenți 470, înțelegeți, la școală, și el aducea 520, pentru că așa era încheiat contractul. Din nu-i știi, copilul se îmbolnăvește și mâine nu se duce. Așa îi dai dimineața la ora 8, îi dai comanda și la ora 10 vine cu comanda făcută exact pe numărul de ele. Deci ăsta este un merit al nostru, al tuturor. Continuăm mai departe. Da. Știți destul de bine, în cursul săptămânii trecute s-au plantat 5.000 de poieți. 5.000 de poieți de sarcâm, care i-am primit sponsorizare cu aprobarea dumneavoastră, în zona parcului, parcul de agrement pe care îl avem, acolo unde dorim să facem o pânză de protecție în localitatea noastră. Mai sunt încă 10.000 plantați și cu 5, acum sunt 15.000, bine ar fi să dea Dumnezeu să fim sănătoși și peste 10 ani de zile să vedem cum arată parcul respectiv. În cursul zilei de joi, parcă, da, și vineri, am plantat arbuști pentru o firmă care ne-a înfrumusețat și aici. Tot în parc sunt destul de costisitori, dar am zis că plantăm fiecare an câte 10-15 pentru că sunt costisitori. Sunt salcând din taie ornamentale care face un ornament destul de mare. Avem nevoie de umbră ca să putem să întreținem și gazonul, să fie în bune condiții acolo. Continuăm mai departe. La propunere dumneavoastră s-a refăcut strada de la Boroș, adică s-a refăcut cu piatră concasată, da? Aseară privesc un mesaj fără nume și spune, vă rog să veniți să vedeți cum arată. Spală o anumită persoană cu zoi și le dăm stradă. S-a dus doamna Camara până acolo. Deci aș vrea să se respecte ceea ce am făcut noi.
Sunt multe. Deci am atras atenția directorului de școli. Domnul director, v-am invitat aici să vă dau la cunoștință faptul că ați văzut, am început transportul materialului de nos de foc. Deci vă rog foarte mult. Noi suntem de beneficiare legii 416, inclusiv angajați unități administrative teritoriale, să le taie, spuneți și contractuale dumneavoastră să lucreze pot la pot cu noi și introducerea lor în depozit. Apoi iar, după ce le vom introduce în depozit, vedem ce locuri mai avem acolo și iar mai aducem încă o serie. La Cucuieț s-o adăta un transport, urmează și la Larga. Se lucrează la Larga. La școală, la Ștefan Boză, s-a încheiat. S-a finalizat, s-a încheiat. Așa, deci s-a încheiat lucrările la școala Ștefan Boză. Am fost ieri dimineață. Arată foarte bine. Da, arată bine. E o mare creștere și vă mulțumim tare tare. Bun, la Larga, consilierul mai durează. E o mare realizare. Deci, consilierul la Bogată, domnul Balcan, vă rog să mobilizați Consiliul Parohial să-l transmiteți. Joi dimineața, va veni o echipă de aici, de la noi. Și ne vom apuca de înlocuirea acoperișului la Casa Praznicală. Și Consiliul Parochial și alți voluntari, dăm asbestul jos, batem asterială și apoi ne apucăm de pus tabla tiblindă. La Larga am transportat cherestea, da? Așa, am transportat 7 metri sau 8 metri cub de cherestea. Când se hotărăsc, pentru că acolo, cu manopera oamenilor din satul Larga, noi dăm materiale și dumneavoastră să dăm manopera. Am spus lucrul ăsta la Bogată pentru că este o echipă de voluntari din Dofteana care vor să facă acest lucru. Am spus, domnule, noi vrem să o facem la Bogată, nu trebuie nimic. Da? Da, da. Deci dumnealor asigură și ei manopera vis-a-vis de oamenii dumneavoastră, da, și vor, da, face așa, da, ceva. Da. Ieri am înlocuit lăpile de pe ce stradă e acolo de acolo? Troițe. Strada Troițe, acolo pe la Ghița Antochii, de la Vasului, da, și la Parcul Dendrologic. Deci, în limita posibilităților, am spus câte o stradă în fiecare sat. Pentru că avem 250, așa, și punem 30-40 în unele locuri, dar trebuie să ținem cont, doamna Cavară, să oprim, pentru că vom extinde rețeaua către, de la Sirian în gol. Și trebuie să continuăm cu lângă, că mai intră câteva și acolo. Și la Cucuiesc, dacă reușim să restim din rețeaua de la dumneavoastră, la poate, mai face. Da, să vedem. Dar o avem în plan și pe asta. Da. E normal ca să vă ascult și pe dumneavoastră. Ce discuții mai aveți? Ce probleme mai sunt? Discuții la punctul divers. Domnul Balcan. Și avem o rugăminte către domnul primar, dacă s-ar putea, la bisericile de la Bogata, să se aducă câte un container de gunoi, fiind și cimitire, sau găsă coroane din astea de la mormânt luate și în loc să le duc undeva, sau găsă puse pe garduri în interiorul satului. Dacă ar fi un container și la biserica catolică. Dacă vrea să facă rău, poți să pui două container, deci pe gata nu duce în sat. Domnule, asta depinde de educația fiecare. Da. Dacă ar fi un coș, cum este și la parohia 2 Dofteana, deci ar fi foarte bine, le-ar duce și le-ar pune, da, container. La biserica catolică din Bogată există, deci există un container. Așa, ești adumat? La biserica 2 Dofteana ortodoxă există, dar din verificări, vă rog să înțelegeți, că m-am întâmplat acolo și chiar am avut o discuție cu un cetățean din localitate, venit din afara granițelor țării, de o perioadă scurtă acasă. Nu-i place. Panourile care au turnat la mormântul tatălui său, panourile formate din scândură, puie și așa parte, în fața mea le-au introdus în containerul de plastic. Da. Mai avem și experiența faptului că au introdus și coroane și lumânări și au luat foc containerul. Și containerul fiind de plastic, el costa când l-am luat 1300 de lei, deci 13 milioane, acum nici nu mai știu cât mai costă. Nu faptul că nu duce. Eu vreau așa, un singur lucru, dumneavoastră sunteți consilier de Bogată, să văd pe preot. Vreau să-i văd fața preotului, deci să vină preotul, să solicite, să-i dau un container eco, da? Și să spună așa, domn primar, răspunde el, nu? Deci cam așa se pun lucrurile. Deci nu putem să o lăsăm, face parte din inventarierea domeniului public. Am inventar, nu? Doamna vicile. Hei, preotul să vină, domnule, am nevoie de un container sau două. Cum a venit Consiliul Parohial, domnule, vrem să turnăm beton până din ram,
în fața parcării, să facem parcarea. Da, domnule, dumneavoastră puneți manopera și eu vă dau materiale. Adică vă dau sortul, vă dau balastul și ce mai pot da. Dar să văd o inițiativă. Cum există un grup de inițiativă acolo, trebuie să facă lucrul ăsta și preotul. Mă înțelegeți? Deci prin asta cred că v-am spus tot. Va fi începând cu data de miercuri în contanie, doamna viceprimar, acolo. Bun. Dar eu am spus toate coroane, la toate bisericile. Coroane, să fie depozitate grămadă toate, și după ce le lași 40 de zile sau 60 când lași, depozitate să ne sune pe noi, ele sunt din plastic, ne ducem cu mașina, le ducem la groapa din noi, pot fi incendiate, nu prezintă un pericol public, le ducem acolo, facem un foc supravegheat. Am spus destul de clar. Nu, am găsit situații diferite, și la punte regulă, la largă. Deci dusă coroane, dusă restul de la morminte. Deci pământul poate să rămână într-un colț la biserică, nu? Dar coroanele depozitate ne sună și ne ducem. Lucrul ăsta face, nu? Deci am înțeles. Mai avem o discuție la Bogata cu Biserica Catolică. O persoană din fundul cimitirului de acolo are o suprafață de teren. Și-a venit la o discuție zilele astea, în condițiile în care face o valoare și vrea să-l vândă, e vorba de două prăjini, noi suntem dispuși să-i ajutăm și noi cu o parte, pune și dumneavoastră și să-și majoreze cimitirul. Să aveți discuții. Da, dar nu e o discuție. E doamna Guva, știți, da, care este în București. Mai departe. Mulțumesc. Se poate să spunem ce n-ai problema, domnul primar? Da. De la Enel suntem, poate să ia cuvântul colegul meu? Sigur că da. Bună ziua, o stau... Iertați-mă, vă rog să luați loc. Deci ce se întâmplă? Domnilor m-au sunat în urmă cu mai multe zile, nu? Cine da, cam înainte de Paște am venit cu o săptămână. Deci au venit să prezinte o ofertă, așa zis, Consiliului Local. Și cu ocazia asta, dacă totuși se filmează, să audă și cetățenii din localitate. Domnilor, vreau să vi spună, domnule, mai sunt și alte oportunități, adică mai sunt și alte prețuri, alte valori la energie electrică, nu numai de la cine cumpărăm noi la ora actuală. Și alte firme care distribuie energie electrică. Alte firme care distribuie energie electrică. Care își furnizează. Noi, noi v-am spus și pe telefon, anul trecut am scos la licitație, dar și am vrut să cumpărăm energie electrică de la o firmă care se prezintă și dă mai ieftin, să spun așa. Nu s-a prezentat la licitație nici firma dumneavoastră, nu s-a prezentat nici EONU și am organizat a doua licitație și a venit o altă firmă din Constanța. Deci noi cumpărăm de la o firmă care furnizează energie electrică și este din Constanța. Deci acum, cum a fost cu casa satului, cu înlocuirea contorului, așa și am luat acultorul, trebuie să facem adresă către Constanța, bineînțeles. Acolo s-au plătit taxele, dar domnilor, au comandat EONului celor de la distribuții la rețea, au venit și au pus ei. Dar banii îi dăm la cei de la Constanța. Domnilor nu au participat. Noi luăm, cumpărăm curent de 4 miliarde pe an. Vă cer scuze că vă întrerupem. Enel-ul, la nivel de țară, sunt mai mulți parteneri care vând această ofertă a companiei Enel. De exemplu, noi suntem unii din acei parteneri care nu am venit prima oară să vă propunem dumneavoastră. Noi n-am știut acest lucru. Deci, pe nu trebuie să știți, trebuie să vizualizați seapul. Da, da. Mai nou, acum nu-i mai spune seapul, îi spune seca. Da. Vizualizați și acolo vedeți ce lucrări face primăria Dobdeana, ce vrea scutării. Dar bine, vă rog, în scurte cuvinte, să explicați. Pe foarte scurt, dacă îmi permiteți, vreau doar să expun, nu știu, situația creată în de față pe piața de energie. După cum probabil că știți, de vreo câțiva ani de zile s-a liberalizat piața energiei. Da. Asta înseamnă că clientul poate să-și aleagă furnizorul. Ce s-a întâmplat acum, nu știu, în jur de 12-13 ani, s-a privatizat oarecum, s-a rupt un monopol, dacă pot să spun așa, din Renel, pe care îl cunoașteți toți, s-a împărțit la 5 mari furnizori, să zic așa, distribuitori la nivel de țară. Moldova, să fiu mai, nu știu, mai specific, a fost dată către E.ON, zona de Oltenia către CES, București, zona de Constanța și zona de Timișoara către Enel și restul țării transformate, Muntenia dată către Electrica. Ăsta a fost primul pas. De fapt, s-a rupt un monopol mai mare în 5 monopoluri mai mici. Acum de vreo câțiva ani de zile, lucrul ăsta a deja trecut la următoarea etapă, în care intrăm într-o luptă a prețului, să zic așa, de unde clientul poate să câștige un preț mai bun și noi ne aflăm în situația în care venim și prezentăm oferta noastră. Ca să câștige clientul, asta înseamnă că noi trebuie să facem ceva special pentru el, atât timp cât nu modificăm rețeaua, adică distribuția, atât timp cât
mergem în continuare pe aceeași rețea, singura componentă pe care o modificăm este prețul. Asta înseamnă că noi venim în întâlnirea clientului cu un preț mai bun și o să vă detaliez exact de unde, astfel încât să luăm clientul de la E.ON și să-l mutăm pe firma noastră pe Enel. La fel vă spun că la nivel de țară sunt undeva în jur de 67 de furnizori la moment de față, pentru că a explodat acest domeniu, lumea a început să își dorească să facă business din acest domeniu. Dar avem o autoritate la nivel național, la NRE-ul, care reglementează și urmărește oarecum ce se întâmplă pe acest domeniu și dacă vreți puteți să verificați cele spuse de noi pe site-ul NRE-ului și o să vedeți că Enel-ul este în top, chiar pe primul loc, ca și preț mic. Bun. Da, mă scuzați că vă întreb. Deci dumneavoastră trebuie să lămuriți concret consilierii. Da. Să vă audă și cetățenii din localitate ce vreți să faceți. Am înțeles. Vreți să distribuiți energie electrică mai ieftină față de cei care distribuie la ora actuală. Corect. Adevărat? Corect. Bun. A doua problemă. Deci dumneavoastră ne lămuriți pe noi astăzi. Dar dumneavoastră trebuie să mergeți poartă de poartă cei care la ora actuală au un contract cu un alt furnizor să-i faceți o ofertă. Deci dacă îi faceți o ofertă omului, degeaba îi spuneți dumneavoastră cu energie verde și așa mai departe. Deci ceriți factura, părerea mea, spuneți cât plăteai până astăzi? Plăteai 320 de lei cu valoarea respectivă. Uite, dacă iei la noi aceeași cantitate de energie, nu mai plătești, plătești atât. Faci o economie de 100 de lei sau 20 de lei. Asta. Faptul că dumneavoastră vorbiți în termenii energetici, așa, nu înțelege fiecare. Deci, băi, omule, uite, dăm factura și îți explic luna viitoare ei. Și atunci oamenii se lămuresc altfel. Faptul că vă văd multe persoane astăzi aici, n-aș putea să vă spun că eu vă acreditez sau vă trimit pe dumneavoastră la poarta unui cetățean să înțeleagă faptul că am un interes. Nu, dumneavoastră trebuie să vă promovați produsul. Corect, pe de asta am și încercat oarecum să vă spun. De asta am încercat să vă spun exact, să fac o istorie, să știm despre ce sunt în momentul de față. Pentru că dacă vorbim despre sau un client are de fapt două firme în portofoliu. Firma de distribuție care rămâne în continuare aceeași, fostul E.ON, care de la 1 ianuarie a fost obligat de ANRE să schimbe denumirea în Delgaz Grid, probabil că ați văzut, și firmele de energie care, v-am spus, sunt undeva la 60 ceva de firme în de față. Clientul rămâne în continuare cu distribuția, adică cu Delgaz Grid-ul, iar în situația în care, dacă se întâmplă un deranjament, aceeași firmă vine și remediază eventualul deranjament. Nu contează dacă clientul este pe Enel, E.ON sau oricare altă firmă. Asta trebuie să înțeleagă clientul, pentru că nu este niciun risc. Clientul nu poate decât să beneficieze de această luptă, de această concurență propriu-zisă și noi putem garanta prin câteva, nu știu, criterii ale ofertei noastre de pe urma, nu știu, pe urma acestei schimbări, să zic așa. Odată, faptul că prețul rămâne fix din momentul în care semnează contractul pe o perioadă de un an sau doi, pentru că avem oferte diferite. Așa. Și mai este încă, mai avem încă, să zic, un punct foarte important al contractului care este specificat în anexă, este că nu este obligat să rămână. Deci asta, să zic, este unul dintre cele mai puternice argumente pe care avem în fața clientului, faptul că clientul semnează un contract pe noi pe o perioadă de în care noi, ca și firma Enel, garantăm un preț fix. Așa, și faptul că dacă clientul cumva găsește o ofertă mai bună, poate să plece oricând, doar cu o notificare prealabilă. Încă o dată mă scuzați cu ideea. Deci dumneavoastră, când mergeți la poarta cetățeanului, trebuie să faceți un lucru. Să-i spuneți clauzele de reziliere. Corect. Da. În ce condiții reziliezi contractul? Am încheiat contractul astăzi, data din 1 mai 2018, cu o valoare la energie electrică de cât spuneți dumneavoastră. Da? Bun. Spuneți în ce condiții poate să se reziliezi acest contract. Poate dumnealui vrea să meargă două luni, trei cu dumneata și vine altcineva cu alt preț mai bun. Sau știu eu, altfel. Poate pleca alte oferte. Poate pleca oricând de la dumneavoastră. Da. Am spus în cum sunt colegi de la telefonie, că dacă ai semnat un contract, nu știu cu ce e vorba cel mai telefonic. Exact. Asta este diferența dintre telecomunicații, zic, și energie. Faptul că pe telecomunicații te obligă să stai în perioada contractuală pentru că îți oferă ceva, un terminal, un, nu știu, o antenă, ceva. Aici noi nu oferim, nu pot să vin să spun, să fiu zic ipocrit, energia la mine e mai bună decât energia în altă parte. Vorbim exact de aceeași energie. Vorbim doar de prețul pe care tranzacționează fiecare firmă.
Eu, pentru că să fim pe o zonă pe care nu sunt, să zic așa, de mult timp, trebuie să ofer ceva clientului. Și tocmai asta e argumentul principal, prețul și ce... Și, după rezilierea contractului, ce obligație are furnizorul, ce obligație are cel ce încheia contractul proprietar? Bun, vă spun exact... Deci noi reziliem contractul de mâine. Nu, vă spun exact ce se întâmplă ca și proces. Se lasă un contract, un dublu exemplar și o notificare de reziliere, gen portare la telefonul mobil. Firma se ocupă de trimiterea acestui document către furnizorul la care aveți în momentul de față contractul de energie. Și asta o facem noastră. O facem noi, da. Exact ca la portarea la telefonul mobil. Durează undeva în jur de 35 de zile, exact termenul în care firma ia la cunoștință, furnizorul pe care îl are clientul, ia la cunoștință de schimbarea, de dorința clientului. Aici există posibilitatea, și la fel este un argument bun pentru client, ca firma respectivă să vină și să facă o contraofertă ca și preț, adică totuși ne avem un risc pe partea asta pentru client. Așa se întâmplă și la telefonie, da? Exact. Deci există riscul ăsta. Noi ne-l asumăm pentru că riscul este destul de mic, dar noi putem, de fapt, deși încheiem un contract, poate el să nu intre în vigoare dacă cumva vine respectiva firmă și face o ofertă mai bună. Ok. Iar în perioada asta de 35 de zile de portare, ce se întâmplă? O distribuție este obligată să vină să citească indexul ca să transmită indexul către firma pe care o are clientul în momentul de față, ca să emită ultima factură și același index se dă către firma noastră ca să știe de la momentul de la care... Indexul vechi cu indexul nou. Exact. Așa e. Exact. Și de atunci intră în vigoare... Știți care ar fi cea mai bună ofertă pe care ați putea să o faceți dumneavoastră? În afară de ceea ce aveți, părerea mea. Calitatea serviciilor. Calitatea energiei electrice. Nu știu până când se poate merge în acest fel, ca să știți și probabil știți și dumneavoastră, vorbim despre calitate, între Dofteana, între Poieni, ca să vă spun, orașul Târgu Ocna, pe Sedeal, pe la Ciocă, pe acolo, traversează în alta tensiune, de acolo unde luăm și noi energie electrică. În fiecare an, deci în fiecare an, iarna, sau când e anotimpul ploios, se întâmplă doar un singur lucru. S-a rupt un copac la Poieni și nu avem energie electrică, paralizează toată Dofteana. Ei spun că ne aprovizionează cu energie electrică de la Comănești și de partea altă, dar sunt lucruri de durată până aprovizionează și apelează la noi și nu o singură dată s-a întâmplat lucrul ăsta, dau doi oameni, dau o drujbă, dau furie și așa mai departe, să tragem ce? Să tragem copacul de pe înaltă tensiune, să-l dăm jos. Dar întrebarea este următoarea. Dacă se întâmplă un accident cu oameni pe care îi dau unul neglijent din stație, o băga energie electrică, când noi tragem copacul și ierde, îl tragem de pe mare tensiune. Deci, nu știu, trebuie să se ia niște măsuri. Aceste cabluri, suntem în Uniunea Europeană din 2007, aceste cabluri ar putea să treacă subteran, așa cum sunt și în alte țări, așa să treacă subteran, să nu mai fie cazul de fiecare dată rămâne fără energie electrică, datorită faptului că s-a rupt un copac de la Poieni. Și săptămâna trecută ați văzut. În fiecare dimineață, la ora 3:30, la ora 4, am rămas fără energie electrică, centrale termice, firma care distribuie. Deci, cea mai bună ofertă... Să verifici traseul liniei și... Traseul există. Dar nu li se permite din alte părți de regiunea să tai o suprafață mai largă, dar chiar dacă se răstornă copacul, mai rupă. Și am spus așa, da, de fiecare dată, și am spus și directorul de domnule, dar fiecare dată s-a rupt un copac. Da, haideți să facem ceasul, nu-ți mai rupă. Nu? Cum? Ori trecem subteran, sau dacă nu defișăm, să aprobe regia, bineînțeles, să aprobe regia, o suprafață mai mare defișată. Deci ar fi un lucru foarte important. Și calitatea serviciului. Vă mai explic ce se întâmplă pe factura de energie și vă fac așa un exemplu cu mâna. Pe factura de energie, clientul înțelege de fapt când plătește kilowatt. Dar kilowatt de fapt este împărțit în prețul kilowattului, trasare, sistem, servicii de, nu știu, de transport, de certificate verzi, accize și așa mai departe. Doar TVA? Exact. Celelalte componente. Cea mai importantă... Abonament TV? Nu mai e, a dispărut de anul trecut, vorbim de toate aceste, să zic așa, componente, doar una singură se modifică o dată cu liberalizarea, doar prețul kilowattului, celelalte accize, taxe, TVA, nu știu ce, transport, toate rămân în continuare la fel la toți furnizorii. Asta înseamnă că, dar dacă ne uităm la un preț, la preț total, cam 50% se reprezintă prețul kilowattului, restul sunt celelalte componente. Distribuția ia un procent de în jur de 30%.
Deci, problema dumneavoastră, zic așa, vreau este... Vreau să spuneți că distribuție trebuie să investească sume de bani, exact, da? Ei, de așa natură să nu mai pună în pericol întrerupere. Pe dar întreruperele exact. Astea nu se reflectă și la dumneavoastră, pentru că dacă vă întrerupe energia electrică 8 ore sau 24 de ore într-o localitate, dumneavoastră nu mai ai ce vinde. Deci nu mai vinde corect, energie. Corect, corect. Vă paralizați și activitatea societății dumneavoastră. Da, da, nu? Da. Ei își asumă aceste. Sunt niște acumulate, niște ordine, plătesc niște compensații și niște amenzi dacă nu se intervine. Nu știu. Pe noi nu ne interesează cu asta. Pe mine mă interesează când am băgat telefonul în priză să am calculator, să am telefon, să am frigider, să am centrală termică pentru motivul ăsta muncii. Cu tot practic ce ducem la servici și muncii. Dacă s-ar lisa și piața distribuției sau s-ar șaia un singur, ar rămâne generația ca un singur. Eu cred că se va ajunge și până acolo. Să sperăm că asta ne dorim. Eu văd că sunt într-o adevărată modernizare și dumnealor. Acum branșamentele mai nou le bagă prin pământ, cum ne-a dat nou branșament la biserica Ofteana, deci prin pământ să vedem. Și cei care scot la limita proprietății aparatul de măsură și control, cum vedeți că se modernizează și acum la noi, vor să modernizeze. Dar eu mă refer la distribuție la înaltă tensiune, care transportă este transportul care în sistem. Deocamdată. Deci statul nu-și face. O mică paranteză pe care vrem să o facem și să înțeleagă clienții care ar vrea în general să se mute. De exemplu, eu unul a avut o campanie de resemnare. Anul trecut sau nu știu când a avut-o. Pe lângă campania asta de resemnare a avut și, între ghilimele, de dezinformare. Pentru că multă lume știe că a semnat un contract pe o anumită perioadă determinată. Ceea ce nu este adevărat. Adică nu mai există în domeniul de energie, nu mai există o perioadă în care semnezi de pe 18 decembrie până pe 18 decembrie 2020. Dau un exemplu, cum spun ei, un an sau doi. Nu mai există. Ei, multă lume a perceput ca acea campanie care a avut-o furnizorul actual, care este ONU, că au semnat un contract pe perioadă determinată și nu pot pleca. Noi explicăm oamenilor că în domeniul energiei nu mai există perioadă contractuală. Pe lângă faptul ăsta... Deci nici ION și nici dumneavoastră nu, mai nu obligați abonatul absolut. Să stea la dumneata cât vrei. Deci îl faci pe ION. Exemplu este cu casa satului. Noi am plecat, era la ION. Da. Și acum, la actual, suntem la o firmă din Constanța. Da. Ne-au dat contor și ne încasează ăla. Dar am plecat, s-a reziliat fostul contract și am intrat noi cu un nou contract. Și un nou furnizor. Cu paranteză, este că nu vrea firma noi sau oricare. Deci, dacă ne poate de ANR, deci e la fel. ANR-ul a reclutat această clauză. Este un lucru foarte bun. Deci clientul ar fi cel care hotărăște. Clientul hotărăște. Iar firmele de liste energie se supun ceea ce dorește clientul. Indiferent că nu mai am fi, stați să vorbească. Cum aș putea, de exemplu, să-mi dau seama dacă noi, ca prin agenți de vânzări, propunem o ofertă și spunem, arătăm printr-o factură, prin comparația prețurilor, că este mai ieftin, cum pot să-mi dau seama dacă este mai ieftin? Făcându-mi un contract, doar așa, întrebând pe X și pe Y și pe Z, nu să-mi dau seama sau așteptând. Dar încă o dată repet, eu v-am spus la început, dumneavoastră îi solicitați contractul, dacă vreți să-l duceți, vedeți cu ce preț au contractat, cu cine au contractat. Lumea. Și dumneavoastră spuneți așa, domnule, ai contractat cu atât și eu îți fac contract pe atât. Asta vreau să-mi spuneți, dumneavoastră ai dat cu... Care este diferența de kilowatt? Cât are eu la ora actuală și cu cât veniți dumneavoastră? Asta ne interesează. În primul rând trebuie să vă mut o factură ca să vă răspund cum. În mod general, eu pot să vă zic că am două oferte, pe 219 bani pe kilowatt. Dar vorbim doar, vreți să vă spun prețul pe kilowatt net sau prețul cu taxe și accize și putere? Tot cu taxe. Tot să facem diferența noi între factura vechi și cu oferta care avem dumneavoastră. 53 de bani este prețul pe care avem în momentul de față. Noi actualizăm ofertele cam atât la 1,2. Și facem diferența noi, nu trebuie să... Noi, la 4 miliarde care cumpărăm energie electrică anual, cu noua firmă pe care am încheiat acum, avem un câștig de 500 de miliarde. 500 de milioane în bani vechi. Deci, nu mai dăm 4 miliarde pe an, dăm 3 miliarde jumătate. Dar avem un consum destul de mare și noi, vedeți, destul de clar. Noi vă vorbim de școli, noi vă vorbim de instituții, vă vorbim tot. Deci facem o economie de 500 de milioane. Dar în ăștia 500 de milioane intră economia și de la lămpile pe care le avem. Și aia e vorba.
Ca să vă răspund și prețul final al celor de la Ion este concret, ca să înțeleagă de 69 de bani cu tot puterea. Da. Deci este o diferență. Da, ești la dumneavoastră? 53. Avem o ofertă cu 53. 16 bani. 53 de, de bani pe 23%, cam așa pe kilowatt și un abonament de 5,80 de 9 lei. Prețul cum va fi schimbat lunar la dumneavoastră sau? Prețul nu. Nu. Faci un contract pe 2 ani, poate să schimbi prețul 2 ani. În momentul în care semnează contractul, prețul kilowattului rămâne fix pe data perioada contractuală pe care o optează clientul. Dar în caz de nevoie poți să pleci oricând. Ce se întâmplă după 2 ani sau un an? Că multă lume își pune întrebarea asta. Am mai prins acum un an sau 2 și după aia îmi explodează prețul de 3 ori mai mult. Nu. După un an sau doi, îți oferă posibilitatea compania, îți trimite o ofertă pe prețul pe kilowatt, care va fi în momentul respectiv pe piață, iar tu poți să compari. De exemplu, vorbim doar la termen de comparație. Eu, unul având acum 70 de bani, poate peste un an sau doi, va avea 85 de bani. Dar se poate fi sau rezilierea lui un alt noi vom avea, dau un exemplu, 75 de bani și există o diferență. Dacă multă lume îmi gândesc, spune că după un an sau doi scumpești, dai de 2-3 ori să-ți recuperezi banii, înseamnă că această companie Enel, care la nivel național e cea mai mare, ar trebui în 2 ani să se desființeze, pentru că ar pierde toți clienții, nu? No. E ceva logic. Sunt strategii de marketing. Sau să mențină. Și este similar cu ce se întâmplă în telecomunicație. Ați văzut că până acum 10 ani era, nu puteți să pui telefon decât la un telecom. A început să se schimbe domeniul și au venit foarte multe. Faceți un calcul ca să vadă lumea. Un cetățean, un cetățean care, care plătește actual o factură de 2 milioane în bani vechi. Cât va plăti din mâine dacă trece la dumneavoastră? Corect, avem... Păi spuneți-mi ca să știm... Până astăzi vom plătea 2 milioane pe lună. Păi la 100 de kilo. Luna viitoare la dumneavoastră... 100 de kilo, 150 cam. Nu mă lăsați, luați 70 de lei la eu. La noi este 63 de lei. Ce da? 63 de lei. Înseamnă că are undeva la 300 de kilowatt, plătește 200 de lei. Aproximativ. Da, sunt da, dacă se deci undeva aici cred că undeva între 12-15 de lei. Cam 160-170. Deci dacă până acum plătea 200 de lei, 160. La dumneavoastră va plăti 160, 1.600. Da, 160-170. De la Ion aici. Acolo, vă sunt mai bine. Foarte bine, ar fi foarte bine să ne putem, adică din punctul meu de vedere m-aș bucura mai mult să fie și un concurent la Ion, pentru că... Vă spun la cea. Nu, nu poți fi. Așa era bun dacă spun la cea unul de la Ion, să vedeam... Încă o chestie pe care vreau să o subliniem. De exemplu, ce vreau să mai transmit. Un om când încheie un contract cu noi, primește o notificare de la vechiul furnizor. Apoi, în acea notificare, este specificat, îi spune, dacă ești în termen de 40 de zile, vrei să schimbi furnizorul, nu mai vii la noi, te-ai mutat. Ei, dacă vor să se întoarcă, atunci poate să rămână la vechiul furnizor și să-și prelungească contractul. Mare parte din chestiile astea, oamenii sunt puțin, cum să spun eu, dezinformați. De exemplu, ei se bazează foarte mult, rămânând în continuare pe distribuție, induc în eroare oamenii, spunându-le că, domnule, dacă ai plecat de la noi, nu-ți mai repară nimeni. Deci te folosesc de tertipul ăsta. Dacă ai plecat de la noi, noi nu-ți mai intervenim. E multă lume se sperie din cauza asta. Dar atâta timp când în acel preț de 53 de bani este inclusă distribuția, el are obligație să vină să repare. Deci nu contează că ești la Eon, că ești la Enel, că ești la CES. Trebuie să vină. Pur și simplu, e ca și cum ești un angajat la stat, te-ai îmbolnăvit, te duci la spital, ești asigurat medical, nu te interesează. Te duci la orice spital, dacă nu ai fi asigurat, plătești. Avem o experiență de mai mult de 2 ani de zile am început cu Dumnezeu, lucrurile astea trebuie să le știe abonat, trebuie să le știe cetățean. Deci noi, autoritatea locală, nu putem să spunem, să mă adresez la punctul vreau să spun contract cu cei nici nu vrem. Nu. Noi nu vrem asta. Pentru că e o firmă serioasă. Știți, domnule, ce s-a întâmplat în România și nu numai. Corect. Au mers la poarta cetățeanului, au semnat un contract și s-a trezit domnul cu altceva până la urmă. S-a trezit că și-a vândut o casă sau știu eu, au făcut un împrumut la o bancă.
sau cămătării sau alte lucruri. Deci dumneavoastră trebuie să lămuriți cetățenii care probabil vor deveni abonați dumneavoastră. Gândiți-vă la faptul că marea majoritate au contracte vechi de foarte mult timp, deci asta înseamnă că și case sunt multe vechi de atunci, dar sunt și cetățeni mai tineri care percep mai bine lucrurile astea. Și dacă acești cetățeni care sunt mai tineri și proprietari de locuință îi lămurește și pe celălalt, domne, îi spune lui mama, uite, eu vreau să dau 2 milioane cam asta, dar dau numai 1.600.000. Îți am făcut o economie de 40.000. Așa funcționează. Da. Aici. Deci lucrurile astea trebuie să lămuriți pe fiecare, să te duci. Faptul că, în primul rând, trebuie să vă cunoască oamenii. Să avea un colaborator de aici din localitate să fie angajat la dumneavoastră. Vrem și asta să îl cunoaște pe om, nici omul la poartă, și atunci poți să raporteze altfel. Deci când ai stat vorba cu omul, îl cunoști, semnezi un contract, știe despre ce este vorba, știi să lămurească omul. E greu, pentru ce? Bagă-i ori. Dacă aveți alte discuții, noi să mă refer la Consiliul Local. Domnul Otoniu, erai până sus, cred. Da. Legătură cu drumul ăla de la podul înalt, care face legătura prin... Deci am depus două referate. Da. A venit domnul Țuțuianu de 2 sau de 3 ori și a rămas așa. Domnule, a zis domnul Otvozi că vine el în Răzăvan, spus veniți într-una din zile, pentru că programul nostru este făcut de la o zi la altă. Când am boldul excavatorul liber, fixăm de cum un acord împreună, preluați boldul excavatorul, muncitorul de la noi și vă faceți drum. Dar trebuie un stâlp acolo. Ca să nu se vedem, că dacă punem numai balajul... Stâlp de care stâlp? Un stâlp de beton din asta. Ca să-l punem acolo, se poate... Stai, stâlp de care? De asta de 60 mare? Da, gros? Da. Acolo se duce tot în gardă, tot balastul. Aia atunci mai așteptăm până vor scoate ăștia stâlpii. Să fie și usa folosit. Scoți stâlpii la limita, pun stâlpii la limita proprietății, că au stâlpii. Noi și pe ăștia vechi scoate. Atunci când am luat unul, acolo îl duc. Doi, mai bine. Atunci să dărâmă, să dărâmă tot balastul ăsta. Pe asta spuneți, prima dată că trebuie un stâlp. Da. Și după aia. Da, am spus. Când am spus, eu sper, na, au început de vreo 2 săptămâni lucrare. Eu zic, într-o lună, 2 de zile termin. Au de scos la limita proprietății. Să rupă meri. Începe să rupă și asfaltul, dacă tot circulă pe acolo. Deci ori fost o făcut fracă acolo. Deci, îmi amintiți, în momentul când am scos stâlpii, atunci am pus stâlpul acolo. Doi. Da. Primar, pe șanțul betonat, chiar în față la Minic acolo, cred că e o lucrare neterminată. S-a făcut cândva un bazin când s-a betonat. Camera de cădere. De un vas de cator ce-au vrut să facă ei acolo. Și-au rămas așa, nu-i terminat, acum stau apa acolo, groasă urât. Trebuie și curățat. Păi trebuie făcut, nu știu dacă chiar curăț, nu m-a curățat. Că nu-i, deja s-a dus, fata lui Minic s-a dus deja acolo, s-a jucat acolo, s-a dus acolo. Acolo unii sub traversare. Da, în fața, da, sub traversare, exact pe șanță e făcută aia acolo și nu se mai coboară. Dar acolo nu este, nu trebuie să curățată, nu curățată. Dar stă în apa pentru că el e adânc și stă apa în el și apa e verde. Până nu vedem, nu pot să iau nicio hotărâre. Da, ori să se astupe să dea drumul la apă, să ducă, că și ai făcut degeaba. Ăla să ducă, să traversă, să ducă apa, nu stai acolo. Rămâne apa acolo și... Păi n-au vrut să facă ceva și știu că atunci nu s-a mai terminat. Când a fost cu inginerul la care a fost dirigent de șantier, știți ce a fost acolo. Bine, chiar o să analizăm și o să vedem despre ce este vorba. Dar e cald, acum și stau apa acolo... Ziua. Domnul Popodar. Ne-ar mai trebui vreo 5 coșuri pe margine în continuare și vreo 3 bănci, nu mai scăpi. Pe margine în continuare unde? Pe Lozi. Pe Lozi. Deci mă refer în zona... Da, la Lozi, acum așa ne desfăt. Da, la Lozi. Da, în continuare, la ce am apucat să te iubim, dar când am aprobat bugetul, ați venit... Eventual la fiecare poartă, dacă s-ar putea. Da. Cu balață? Nu, nu, ați venit cu propunerea asta, când am aprobat bugetul. Dar nu luăm din zone care au fost folosite și luăm... Care au fost folosite?
Mai sunt la școală, nu le-am luat pe el. Îmi pare foarte rău, nu mai este niciunul. Deci unul de ăla costă 200 de lei, că le-am făcut acum 3-4 ani de zile. Nu mai avem nici măcar unul. Deloc absolut, ne-am pus în teren. Nu găsim. Când vom avea o rectificare bugetară, punem niște bani acolo și mai dăm comandă, facem 100. Le punem în depozit la școală și când vine domnul consilier, face un referat și atunci le dăm acolo, altfel n-am cum. Nu am de unde. Corect. Nu am de unde. Pentru că foarte mulți au fost bățiți. Eu s-o izbit cu mașina, cu căruța, când a luat unul prea mai mult alcool la cap, le-au stricat și avem aici mai multe bățiți. Alea nu pot fi îndreptate. Iar are câțiva ani de când le-am pus pe stradă, început să putrezească, vezi că înlocuiește și celălalt. Pui de plastic, ați văzut ce s-a întâmplat, o pus pe tărzănele, când o și-o crăba de tot. Bun, hai să punem de metal. Pui de metal, pui de oțel, în 3-4 ani de zile putrezește fundul. Să adună apa acolo, să adună mizerii, dar am în vedere lucrul ăsta, chiar dacă nu spuneați dumneavoastră, când voi avea sumele de bani necesare, voi mai face încă 100 și să putem să vedeți. Până la urmă trebuie să pus toată localitatea. Deci da. Să nu înțelegem. Deci cerem omul să colectezi selectiv, spui gunoaiele undeva, dar nu ai unde. Dar cel care pune pe aici, la vecinii noștri, la Sulejanu, pe acolo, pune punga alături, lângă... Felicitări, liniștiu. Scoșurile cu de băci, la început, dacă băci, cred că vopseaia, cred că iar în vară. Anul trebuie am vopsit. Da, și s-a dus toată, e vlentul cu omul. Da, dar... Ar trebui fiecare să vopsească bani, dacă crezi. Eu aș vopsi, eu, dar... N-am văzut. Noi am dat antisolar de ăsta care este de exterior. Ca să rezic. Folia tot lacul ăla, s-o să-i le vopsi. Da, le-a tot lacul. Da. Păi bă, omul, dacă ce-i vopsi? Dacă nu mai aveți alte propuneri, vă mulțumesc pentru participare și pentru vot. O simplă întrebare, de exemplu, dacă aș merge să informez